Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucru care costă, la ediția noastră de sfârșit de 2022. Și pentru că n-am avut maneliș ca să înregistrăm Revelion în avans, am zis să aducem pe cineva măcar la fel de competent. Invitatul meu de astăzi este o video Eftimie, un fel de șef la TNR, Times New Roman. Bă, nu sunt șef la TNR, să mă bine șeca... că n-ai zis ziarist. Uh... așa zic ăștia toți din presă, zice, jurnalistul Ovidiu Eftimie, zic, bă, eu scriu căcaturi pe internet, nu Acum a că căcaturi pe internet, dacă te-am cunoscut pe tine, în 97, da. tu scrie la gazetă. Din ce da. an scrie la gazetă? 96. No. <răși> te, 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 păcălise un pic mai devreme decât pe da. noi. Da. Și ce le-am spus, spus, la ăștia tot anul ăsta, când a fost scandalul ăsta, zic, băi, eu l-am băgat în presă pe buhnici. <răși> Am mai fost Eram cea... coordonator cu... la licene, Da, dar mai, da, mai, era și vână. A? Mai era și Vălean Da, dar eu eram coordonatorul. al Tu erai alicea. coordonatorul al se dusese nu știu unde Cred că pleca, el a plecat rapid -a, a plecat rapid, și, da Și-a dat seama de vreme Dar omul care m-a băgat pe mine în presă Pentru că eu trebuie să mă fac doctor Bă, nu, te-ai băgat singur, treaba ta I-am dus după fata aia, că era acolo. drăguță I-am venit după gagică și am rămas Anca? Da Am întâlnit cu ea anul ăsta, nu anul trecut Tot așa drăguță e? Da. Altă viață. de e căsătorită, e luată. Era, era luată de atunci, dar a fost sinceră și mi-a spus. Dar nu știu dacă o să-ți placă, că nu arată ca o minoră. Am început <laughs> interviu? <laughs> păi, cumva... Știi Băi, că o să... Da, normal. Deci asta era normal. motivul pentru care am venit, că și așa am prea mulți prieteni și pe lângă acum o să am și prietenii tăi care să-mi arunce în cap toate alea. Doamne ferește, nu. Uh, nu l-am auzit aici ca să mă laude, pentru că, după cum v-ați dat seama, este, uh, cum se spune, mă, off the leash. E, e fără lesă Că dacă scrie la TNR n-are cum să fie altfel Dar ne știm din secolul trecut Și acum, fără Caterin Că e unul dintre oamenii care m-au uh, Convins să intru în presă Fără să încerce prea mult Pur și simplu acum Nu ți-am zis asta în afară interviului Dar trebuie să accepti chestia asta Că ești unul dintre, unul dintre Principalele motive pentru care eu sunt încă aici și Am făcut chestia asta de la început și n-am făcut altceva M-a prins așa de tare atunci da, deci, deci, practic acum au de ce abastă și asta zice, băi, să mai dăm la ăsta, 3.000, deci din ăia 20.000, 3.000 dați lui Eftimie. <laughs> Pentru complicitate. A, deci, de, ce complicitate, da, dați-i 3.000 și lua ăla. La un moment dat făcuse cineva un catalog cu articolele mele de, din, din și l-am hmm. pierdut, mă, din pagina de liceeni. Cred că le mai găsești pe la bibliotecă dacă le cauți. Da. Pe vremea aia tu erai uh, jurnalist pe primărie și făceai mișto, mișto făceai uh, articole despre ghișe. Și da. când te pletisi, tu am mai luat și eu. M-am da. și eu pe la primărie. Băi, era altă treabă, că pe atunci chiar trebuia să vorbești cu primarul, știi? Trebuia să te duci la primărie ca să faci știri, știi? Nu le făceai de pe cum sunt ăștia acum, știi cum uh, le zic eu la ziariștii de acum? Jurnalist Jurnaliști de cur. Stau toată ziua <laughs> da. la birou. Asta e mă din cur. Și cum din cur? Stai, din cur, stai în cur și zici, ia mă la ea, știi? A. Da, acum ăștia tot stau pe tasaturi și pă, sunt revoltați și dau acolo să uită să vedem bă, ce merge, ce scoate mai multe reacții pe Facebook și așa, nu prea se duc în primărie nu? și zice, băi, primăria nu comunică cu noi, păi trebuie să te duci tu acolo să știi vreun preten, să te înțelegi cum funcționează. Dar asta e metoda de lucru și la TNR. Asta e metoda de lucru și la TNR. Da, 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 nu face teren. 100% numai teren. Se face teren la TNR? Băi, deci eu am făcut, aveam niște idei de glume, uite, și așa o să apară peste ceva timp. Uh, să anul ăsta, da. ah, da, bun, ok. Și am trecut în ploiești și mi-a venit o idee. Și am zis să... Uh, singurul turist român care a venit în, uh, în ploiești anul ăsta, singurul turist străin care a venit în ploiești anul ăsta recunoaște că a pierdut un pariu, știi? Deci am făcut teren. <gânt> Corect, ai făcut teren. Bine, tu faci uh, de nevoie, tranzitezi ploieștiul pentru că te să la Brașov încă acasă, tu ai rămas, de fapt ai venit, te-ai întors și până la urmă te-ai retras uh, ca un da. Acolo. Am profitat de pandemie să mă retrag la Brașov, care e, cum să zic, e ca Elveția, doar care are un primar userist. Ok. După cum v-ați seama, din nou, este nu neapărat dezlănțuit, dar o să, o să încerce și mai, mai bine. Da. Și ca să, să avem ceva să de vorbit. Și mai nasol de atât. Da. Și ca să fii și mai nasol de atât, am pregătit o listă. Așadar, Așa. împreună, astăzi vom despica subiectele anului. Ca la să nu facem absolut un... fiecare subiect o să mă iau de tine. L să lăsăm pe oameni să descopere chestia asta, va, așa, va fi, fi da. plăcerea lor. Ce zici? Începem? Da, like, share și subscribe. Dinainte, că nu se știe. Deci nu e că o dai cu giveaway, dar așa că chiar trebuie să vă uitați. De ce voi tu să câștigi? Uh, una din chestiile care ți le reproșează lumea, că ți-ai crescut canalul cu giveaway știi? Și de aia. Da, mai auzit chestia asta. Vrei da. să-ți să răspund sau vrei să-ți zic că uh, sub primul subiect? Nu contează, că oricum nu o să te ascultă nimeni, știi, o să zic că nu contează, minte ăla sau ceva. Sau... Da, căcat. La, bine, dar la se vede și pe Social Blade unde vrei să te uiți, că traficul meu e același de ani de zile. Da. Cu sau fără abonație. Uh, dar, subiectul numărul unu, vrei? Da. Și și la mine. Ai nicio problemă, da. Cam a, a, sunt în top în Google anul ăsta. Ai văzut? Sunt în, sunt în top peste Will Smith. Familia ta poate să fie mândră. Invazia Ucrainei. Așa. Primul, primul, subiect. Avem și știri, și știri, avem toate știrile, dar pe care o să încercăm să le evaluăm dintr-o perspectivă din asta, pentru că am zis eu la un moment dat. Și încă un că la TNR pe cele mai multe ori. Celebru, exact pe ăsta, pe invazia da. Ucrainei. Câți follower ai pe Twitter? A, 660 ceva de mii. Cum era faza? Nu, a zis cineva că tocmai noastră astfel de zi tu vorbești de cripto și am zis... Da da, 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 că tu erai cu cripto cu ăla. Da, exact. Și am zis, dar de ce? Faptul că cineva face foame undeva, tu nu o să mănânci azi? Da. Și lumea a crezut că ești, că ești rău, că nu-ți pasă de Ucraina. Păi și dacă ei cred chestia asta, cum poți să-i conving ceva? Să-i pus steagul Ucrainei după aia. Dar cred că îl pusesem dinainte. Da. Și l-am și azi. Mulți l-au scos. De ce? De, de ce nu? Dar de ce este, eu nu înțeleg, adică îi înțeleg. înțeleg pe aia care își pun steagul ucraine, dar nu înțeleg tu de ce îl pui, ca să te aperi de scheme de astea? Nu. Toată lumea știe că e urăști pe aia, pe ucrainieni. Nu. Dar, dar mi-ai zis ce? de atâtea ori, chiar și înainte să începem interviul ăsta, ziceai, bă, bă, bă și sper să-i extermine Putin pe ea. să tura până peste cap. Deci nu pot, nu mai pot, nu mai pot să vând cripto și să mânc împrăjituri <laughs> pentru că pe aia fac război pe acolo. Așa, și atunci ți-au dat foc ăștia. Mamă, deci va trebui să punem disclaimer pentru emisiunea asta că trebuie să fie uh, o minim 18 plus și IQ minim 90. Deci practic tu, tu, tu știi să... că sunt oameni care o să te creadă. Păi dacă pui aia cu IQ minim 90 mai ai 10 viuri pe video ăsta. <laughs> ești nebun. Da, mi-am pus teagul ucraine pentru că acum fără caterin că eu cred că e mai bine să se întâmple lei decât la noi. Da, știu, asta zice toată lumea. Păi da, nu? Um... Asta e... Principalul motiv pentru care unii le pasă mai mult de de statul Ucraina decât de statul România. Dar nici lor nu le păsa foarte tare de noi înainte. Nu e vorba de asta. E vorba că. Dar nu, era o țară dușmană României și acum este. A bine, acum nu. Acum e mai ca greu. Au un dușman mai mare în partea Ai dar... văzut? Torșu Zelenski a promis de vreo șase luni că rezolvă problemele din școlile din Ucraina. Știi că o erau o foarte probleme. fasciști și da, nu, da, da. nu prea puteai să vorbești în română acolo nu puteai, dar acum a zis că pentru că l-am ajutat, a zis că o să se ocupe de treaba asta după ce termină războiul. O să putem să-i batem obrazul mai ușor după ce se termină războiul. Da. Păi, sincer, știi care e faza? Nu. Nasol cu războiul. Nasol și cu fazele astea, dar mi se pare absolut aiurea că trebuie să umblu cu steagul lor pe stradă, știi? Nu neapărat pe stradă, dar să le arăți susținere. Adică de a... mie nu-mi place neapărat țara. Cu oamenii de acolo mă pot înțelege, sunt ok, sunt în regulă. Eu îmi cumpăram produse din Ucraina, adică mai... Mm. Nu neapărat că vreau intenționat, dar știi că sunt alea, U-Gears. Da. Știi, alea sunt alea au de o firmă din Ucraina. Jucăriile U U alea de lemn da? care faci. Ok. M Am luat 50 de euro, ca să spun asta, la podcastul Bufnici. Mai bagă. Stai un pic. Deci ugears.ro să nu știu care e adresa. În fine, dar alea sunt făcute în Ucraina, nu știu dacă le mai fac. Atunci. Am discutat și atunci o fază cu ăla. Zic, bă, pe mine nu, deci eu nu vreau să discut cu ea cu state. Aș vrea să facem business, știi, dacă se poate. Da. Ei fac o chestie, noi luăm o chestie, mai luăm grâne de pe la mai am și, și mai puțină geopolitică și bătaie, dar acum aud numai arme și din când în când îmi spune ăla că nu fac suficient pentru Ucraina. Și din când în când îl mai avalu și mai zice că e o prostie. Dar acum, cum să zic? Eu, eu îl înțeleg pe ăla, știi, că e într-o situație Dar la ele nasoală. pe dos, ele, cum, exact. Ele eu aș face exact la fel. Sau mai rău? Nu, cred că exact la fel. Mai rău nu cred că se poate. Ba, cred că se poate mai rău, că am făcut eu. Da? A, că ai dat-o cu prăjiturile, că nu știu <coughs> da. ce. Deci, ei, cum să zic, neadecvarea la moment, dar da, cum să zic, oamenii sunt într-o situație foarte nasoală și gândește că, încă o dată, nu, a, nu am vrea să, eu nu aș vrea, nu, nu știu, gândește-te că trebuie să ne ducem la război. Doar atâta și să se taie cheful sau să-ți fie frig în răcădău. Te duci să te încălzești cu urși pe, pe deal sau unde? Da, ce crezi, că acum e cald în răcădău sau ceva? Păi nu oricum, noi avem mai Angezi. mult soare decât în București. Că am înțeles că de vreo lună nu e soare în nu București. E, nu e soare, ce sunt deprimat și uh, mi s-a descărcat bateria la fotovoltaic, mm. toate alea. Exact ce spun. Vin de tot pe aici, trimite-i ăștia în șomaj și întoarce-te. De ce am avut soare? și da, ieri, că, și ieri Să mă întorc să fac ce? O grămadă de chestii. Agricultură, Agricultură bio, de da. Eram sigur. Deci am vorbit de o război din Ucraina? Da. Eu zic să zicem Mersi, Apropo, până să, să zicem Mersi că nu s-a dat încă nucleara. S-ar să nu se dea. Noi înregistrăm înainte de nucleară, orice ar fi. Păi și, nu, după aia dacă se dă nucleară, cred că nu mai contează, nu se mai uită nimeni la video ăsta. Corect. -ă, în ordine importanței... Să vezi atunci ce sponsor pierzi când dau ăștia cu nucleară. Adică să zic că, domnule, până acum nu avem o problemă, dacă n-au dat ăștia după ce am văzut ce a zis Bufnici la <laughs> da, podcast, da, a da Putin a, cu nucleară. A Putin și a băgat nucleară. Și acum și Huawei renunță sau cine mai era pe aici sponsor sau nu știu. Habar n-am eu, nu știu ce sponsor ai. Am mai mulți. Să-ți trăiască. Vrei să fac o listă? Dar știi că n-am sponsori. Eu n-am sponsor. I... niciun contract de sponsorizare, eu am contracte de publicitate. Așa. Bine, cum se numesc ea care îți dau bani? Clienți de publicitate. Așa. Păi zi pe toți, poate... Îți dau un bonus. Da, îi arătăm suficient de des. aici nu e cu Aici e sponsorizat, dar de magazinul nostru, gb.ro. Mi-am făcut magazin, gb.ro. Am auzit că și ăla e varză. O, să, dar s-ar putea să fie varză, s-ar putea să nu fie. Tău. Da? A prietenul tău, Zosu, am citit că e varză și magazinul ăla. Da? Da. Deci am face reclamă gratis? Omul ăla e supărat pe tine pentru că nu. Dar ajunge și acolo. Deci, în ordine importanță, al doilea subiect din 2022, Așa. moartea lui Florin Salam și învierea lui în doar câteva ore. Asta tu sunt... Mie mi se pare o știre a fost top în, și în Google, deci e important. Da, da, nu e ok să vorbești tu... Ur... Foștii tăi culoși de la Pro au scris și ei despre tine că ești un nenorocit și nu. acum vrei să le plătești? Că nu. ei au dat, nu? Pro a dat. Nu, n-a dat. asta cu tot... Salam au dat o... au dat-o da. da. Dar de mine n-au zis rău. Nu? Nu, Pro n-a dat, nici Digi. Păi atunci n-ar trebui să povestești de asta cum au dat-o ei în bară. Dar că... n-a dat-o numai, a dat-o mai mulți. Bă, toată presa a dat cu Belon Musk, că vine la Bran. Exact. Dar știi de ce se întâmplă asta? Că oamenilor nu le pasă dacă este că adevărat. Că fac și ele din cur. Că nu e, data da, al doilea corolar foarte important e că nu contează dacă o știre este reală sau nu. Nu contează dacă minți. Ce lumea uită. Important este să faci trafic. Faci trafic, ai mai multe afișări, mai multe reclame. Nu contează dacă e real sau nu. Și poți să vezi da. asta mai multe chestii. Adică toți la faza aia cu Elon Musk, Păi nu, hai să zicem că unii erau idioți și îl credeau pe ăla care își făcuse ceva publicitate cu schema asta. Că acolo, știi care era faza? E un tip care, bă, un escroc de ăsta cu cripto, care a încercat unul finul bă, nu știu care neculaie, la faza cu Elon Musk, da? care se știa cu ăștia și el a turnat informația la nu știu ce ziar de ăsta obscur, știi? Și de acolo au luat-o toți. Dar ăla a încercat să-și facă reclamă la nu știu ce... Bă, Media bafă. Flux, mă. Media Flux, da. Ace aceleași media flux care a, pus paparații câteva zile după mine, pe aici am luat două mașini, s-au luat pe aici, pe străduțe după mine și au dat că m-a blocat unul în parcare și că m-am enervat și că niște invenții în astea. Deci, nu știu cine e media sau ce chestii media flux, dar toate site-urile... Media mai... flux, urmăriți până la final să vedeți cum arată o nervos ăsta. <laughs> Faza care este că din media flux preiau foarte mult, inclusiv libertatea și alte site-uri da, mari. Da, da. Și după care apare un articol foarte, foarte, spart în bucăți, cu foarte multe reclame, multe dintre la cazinouri, hipermarketuri da. și alte bălării. Deci nu contează dacă e reală sau nu. poți trebuie să o dai. Și singurul care și-a cerut scuze pe chestia asta a fost Tolontan, știi? Și evident i-au sărit toți în cap. Pentru că niciodată nu trebuie să-ți cer scuze. Ajungem și la subiectul ăla. Niciodată. Deci Tolontan și-a cerut scuze pentru faza cu Elon Musk și libertatea dată un pic. Hai, lasă-mă cu Tolontan că ajungem și la subiectul ăsta. Așa. Deci moartea lui Salam. Ce părere ai despre învierea lui Salam atunci? Băi, eu cred că Salam este un rockstar și dacă n-am fi Așa mega în România, îmi recunoaște că este gen mai tare ca Michael Auzi, Jackson. dacă am fi la, la o nuntă unde apare Salam, mă uitam într-o zi... Te-ai uitat gură cască. În că e show, e rockstar. Da, mă, dar eu sărac, nu se invită la anunțile unde cântă salam, știi? Mamă. Adică trebuie să fii să, în să fi bogat, exact. Mă uitam la, într-o că să, să antropești, știi? Alu salam. Și am dat să antrope pe Google și era uh, Florin Salam 110 milioane de viuri și Post Malone 111. Are și el o manea cu Santrope. Dar Post Malone ăla e... Vai de steaua lui. Cânta o cum se numește mă căcatul ăla? Trep. <laughs> dar nu e trep. Nu e trep. De, 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 era un fel de... Un trep ăla tânguitor, așa știi? În care de Bine, trepul e este aceeași un de, melodie, de, dar... Un fel de, cu, de, e un fel de manea a hip Da, dar e aceeași melodie, știi? Nu știu de ce zice lumea, că sunt mai multe melodii, că sunt... Trepul este o, un gen muzical în care sunt 500 de mii de artiști și o singură melodie, aceeași melodie, unul care <laughs> behă e acolo. Exact. Și da, nu că sunt bătrân, văd Ascult și muzică nouă, dar nu căcaturi. Dă-mi un exemplu. Spargemă. <coughs> Bishop Briggs, <coughs> e ok? Cine? Bishop Briggs. Stai să pe ăsta, ce am ascultat. Ultima melodie care mi-am adăugat -o aici, în mm. library, The Green Horns. This is the end. Ok, no. Ești, ești prea deep. Uh, deci, de, de sala m-am vorbit. Da. Bine. Trecem la Schengen? Dacă vrei. Da, hai. Dar am impresia că nu trecem în Schengen. <laughs> Noi înregistrăm fix în ziua când la, a, a, acolo la băieții ăștia la Europa au ăștia o întâlnire și a venit ministrul de interne al Austriei și a zis dinainte am venit să vă anunț că eu voi vota nu. Că, adică vor folosi dreptul lor de veto. Austria este ultima țară care se opune între România în Schengen și a Bulgariei. Croații o să intre azi. Da, câți niște țărani. Uh, nu croații. Ce mă croații? Austrieci. Și croați. Doi de măsă. Deci? Bă, noi trebuie să revenim la un fel de, bă, de -asta, cum să-i dau, un fel de xenofobie ca pe vremuri. Știi? Că pe vremuri uram pe de calitate. din Europa. Ah. Știi, ziceam că franțuzi zic de căcat, italienii s macaronari, ăia sunt nemții sunt bă, tot în hozândă, <laughs> <-aia>, știi? <laughs> da. să, și acum am devenit brusc prea prietenoși cu toată lumea, nu că valori europene. Știi ce sunt valorile europene? Mm. Președinta Comisiei Europene este aia, Ursula von der Leyen, care pa, este exact ca domnul Ciuc, are și ea un doctorat plagiat, când era ministru apărării a avut niște șmenuri, știi, cu contracte de apărare și alte chestii și când, acum vreo câțiva ani când omul, omul rău și portocaliul, ții minte pe a zis, bă, vedeți că voi sunteți încărligați cu rușii, sunteți prieteni cu rușii foarte mult și e vulnerabilitate. Aia râdea ca proasta și țipă, că Trump e idiot. Păi ăla nu era idiotul, ăla se pricepea la face și vedea că sunteți atât de îmbărligați, erau ca câinii ăia în parcare, știi, Rusia cu pă, Germania, cur în cur. Și asta, după, deci, asta este șefa Uniunii Europene, șefa Comisiei Europene și ea zice valori europene. Păi astea sunt valorile europene, plagiat, chestii, șmenuri, figuri și să nu intre săracii, nu e, că ne scârbă de ei. Sau că ei zic că au intrat, nu mai sunt 75 de mii, acum sunt 100 de mii dacă, de migranți. Da, că vin imigranți din România, vin prea mulți moldoveni, știi, ce aia de ăsta și cu păcălicea ăla din Austria, scad țăranii ăștia, bă, bă, s un umplut Bucureștiul de moldoveni, acum a venit ăla la Austria, bă, bă prea mulți moldoveni pe aici, nu intrați voi în Schengen. Acum am văzut că... partidul... tu știi ce proști sunt aia pe dincolo? Aia au impresia că noi intrăm cu pașaport acolo. E habar n-au care e faza cu Schengen. Zic, bă, oricum putem intra cu buletinul. Dar știi că partidul ăsta al un Neman, ăsta ministru de interne din Austria, scade în sondaje, că ei sunt mai așa mai de Trag la dreapta, cum ar Așa. Și ca să arate alegătorilor lor că ei se luptă cu un Europeană, de-aia folosesc veto împotriva româniei, că... Nu, foarte bine. Bine, bă, serios, ne afectează foarte mult, e doar faza aia, nu că trebuie să arăți buletinul și nu, când te... nu, nu. și la aeroport ești pe acolo, ai, săracii ai, ai, aici. Exact, da. exact, ai, că e pe la săracii. Era să pierd avionul, la, că am schimbat pe Viena, pentru că aveau doi oameni în toată granița aia și era un avion de americanică extra Schengen, niște români și nu mai știu ce țară, eram trei avioane, în doi polițiști austrieci la punctul non-Schengen de trecerea frontierei. Sunt oameni care și-au pierdut avionul în ziua respectivă pentru că ori era ceva grevă, sărbătoare, zi națională, ceva, nu contează. Austriecii nu aveau destui oameni în... în Pot po să a... arunci și tu ceva pe jos, un ambalaj, o hârtie, ceva. Și dacă te întrebat, bă, nu știu, mă, eu sunt nu sunt în Schengen, habar n-am cum e la voi. Am aruncat pe jos, la noi în țară se aruncă pe jos. Eu, eu când intru în hoteluri în București, mă salută lumea în engleză. <laughs> și după ce sting țigara în mochetă, zice, băi, te rog, eu frumos, nu? Dar în rest sunt ok. Ok. Deci cu Schengen cum o rezolvăm? Adică, dincolo de chestia asta cu migranții, eu totuși țin să cred că s-ar putea să fie un sâmbură de adevăr acolo în legătură cu traficul de carne vie din România. Tu ce crezi? Cu corupția de pe la noi? Crezi că avem noi corupție sau nu? Da, că... da, ea n-au corupție sau ce? Pe păi, da, noi avem mai multă. Nu e adevărat. Nu? <laughs> nu. Noi nu, nu avem... Păi, stai puțin, auzit de scandalul Volkswagen ăla cu emisiile carbon. Diesel, okay, păi da. și ce, ne spui nouă de corupție. Aia pe cine își păgăiau de să facă chestiile alea, de s a făcut toți pân până, Europa, s a făcut că nu văd că dieselul poluează. Da, astea cu electrica acum, Cine se face cu bă, șmecheria asta, cu hai să trecem toți pe electric și după aia zice, bă, vedeți că nu aveți voie să consumați curent, că nu știu. Mă pus și ăsta pe electric, nu cumva au dat niște șpăgi băieții ăștia de pun Germania. Știi că ai văzut, a început pușul pe electric când au început să producă producătorii germani mașini. Știi, când era Tesla, dă-l dracu pe ăla exact. din Africa de Sud. Eu am văzut știre în presa germană unde spunea clar că diesel e mai bun. Da, și acum când au intrat... Anu trecut. Da? Îți arăt știre de anul trecut în presa de auto din Germania care spunea că e mai bine să-ți iei diesel decât electric. Anul trecut. No. Acum, nu. Acum, nu știu cât au trecut. Acum e. că când au început o grașii ăștia de la mașinile bă, germane, știi, să facă și ei electrice, gata mă, e pe electric, acum suntem toți, ne pasă de electric să moră și ești prost, ești țăran. dacă, dacă tu mergi fără electrică, știi, cum zic ăștia, cu termice. Termice, da. Da, am mers unul cu Uber-ul, deci se uita cu scârbă la ceilalți te... Mi-era și rușine, știi? Mi-am cerut scuze când am ieșit din mașină, zic să... Cer scuze, eu n-am mașină electrică, nu... Iar pe de altă parte, și ce mașină am? Mm. Am o mașină care, când am cumpărat-o în 2018, a costat 9200 de euro și acum costă 5000 de euro. Și funcționează în continuare. Asta înseamnă eco. Da. 15 ani și dacă acum valorează 5000 de euro pe autovit... Da. Și am verificat, deci nu exagerez. Okay. Și-o și dai dacă vrei acum. Problema e că dacă mm. vrei să stai după încă o mașină nu, din Germania o... sau din, din Franța, o să stai un an de zile, pentru că tabla și cu alternatoarele și cu piesele s-au dus la mărcile premium și ale ieftine aștepționat. Că așa se fac banii în Germania, nu știu dacă știi. Mm. Deci Lamborghini și cu uh, Audi A4 au același alternator. Dar nu găsești un Audi pe stoc, dar Lamborghini găsești. Deci ăștia vom mașini la bogați? Da, numai la bogați. E conspirație a bogaților? E o conspirație a sifonării de bani de la bogați și bogații au mușcat tot la noi. Dacă te pe stradă București și-a luat toată lumea care și-a luat mașină nouă, numai la nivelul ăsta de echipare cu M, cu S, Line, cu tot felul de nebunii pe ele. Că astea se găsesc. Că numai să se găsesc. Iar la Mercedes deși ce au făcut? la săraci, da, ce a din China. dacă prinzi. Ce, nu se prind. Păi depinde dacă prinzi cu rabla, cu asta, că nu, e pentru toată lumea. Păi, cum se pare faza? Vă să mai o chestie la mașini. Deci la, la Mercedes, spre exemplu, dacă vrei să-ți iei cu încălzire în scaunele din spate, pentru că să nu le fie fric la popou copiilor, da? Da, no, la Mercedes. Te să-ți iei pachetul Comfort Plus Premium nu știu care, care e vreo 5.000 de euro, dacă vrei să spună o sârmă în scaunul din spate, dar te să mai pui și alte chestii cu geamuri de nu știu care, îți mai bagă niște briz-brizuri ca să-ți ia banii și pentru încălzire. Deci, nu au dreptate aia care le fură în loc să le cumpere. Știți ce nu aștepți după mașină șase luni? Mă, și-o fur direct, ce dracu! Adevărul e că și ei îți furăție banii când îți vând o mașină. A, ah, nu cred. Nu, okay, că e, e, voluntar, adică o faci fac de bunăvoie. Nu mă obligă nimeni să cumpăr. Păi, ai văzut comparația aia între Dacia Spring și Dacia 1300, în care da, Dacia mult, ca. Spring ieșea prost la toate capitolele, ieșea sub? Adică? Adică mașina electrică ieșea sub la orice. La ce? Uh, viteză, cost, durată de viață, accelerație, tot. Deci era la tot sub uh, chestia aia. Da. Singura diferență este că Dacia 1300 nu poți să ți o parchezi în sufragerie și să-i dai drumul. Decât o singură dată. Ah, și ce, ah, că asta că e mai mică și nu. Că e să fum, pe tobă. Deci toți ăștia care iubesc mașinile lor termice să, să se închidă în garaj cu ele și să le dea cheie, să stea acolo dacă vor să, dacă sunt atât de drăgostiți de motorul ăla, pentru că să Băi, explicăm -mi și mie, că cum o carc. Știi că eu stau la bloc, de exemplu. Uh -huh. Dar nu, nu, trebuie să ții neapărat mână, nu, nu te obligă nimeni. Păi știu că nu dar mă obligă, nu dar să în principiu, dacă ar fi că, dacă ar, dar nu diesel, dacă ar fi, după mine, cele mai bune sunt uh, hibridele. Da, pe loc. Adică cea mai bună soluție în momentul de față. Cele mai vândute două mașini din lume, Corolla și RAV4 hibrid. Nu la noi. La noi nu se vând hibridele? Se vând și la noi, dar nu sunt pe locul 1 și 2. Păi pe locul 1 e Dacia Spring, pe locul 2 e căruciorul de la Kaufland și pe locul 3, nu știu. Probabil. Adică, de aceea spring e practic un fel de cărucior de la Kaufland cu scaune, nu? Da. Dar este da. o mașină foarte ok pentru bani. ea crescut scoate banii. Deci, ar trebui să intrăm în Schengen numai pentru Bă, că... Păi și sunt corupți. Trebuie să intrăm în Schengen pentru că am îndeplinit condițiile de vreo 10 Tehnice, ani. Tehnice, cum zic ei? Am îndeplinit condiția, m au zis să fie atent. Am... Pe păi asta înseamnă... Deci simplu, am, am, avut o înțelegere cu ei. Și ei au zis, bă, nu că trebuie să ne mai gândim. Asta înseamnă că sunt uh, un pic târfe. Păi deci ai o înțelegere cu numai bătut zi, palma. Băi, ai bătut palma cu cineva, zici, bă, uite, dacă faci A, B și C, un ne exemple. înțelegem. Știi? Care, e, uite, spre exemplu, la Austria le-am dat ieri să repare, doar să repare pistele de la Autopen, 300 și ceva de milioane de lei. Da, mă, nu, era de vorba azi. de niște condiții de alea pe hârtie, nu ce de astea. A venit o MVS, ne ceară, nu știu ce, la offshore, pe acolo, la, la gazele alea. Asta dacă îl crezi pe Andrei Caramitru. Nu, a zis că la Ușofanesc s-a întâlnit ei. Da? Nu? E același nivel intelectual. Da. A, că ziceai că trebuie să ai IQ peste 90, niciunul dintre ăștia doi nu pot să se uite, <laughs> au interzis. Ok. Deci, N-aș vrea să zic că Andrei Caramitru e prost, zic doar că e canalie, că îl cunosc. Adică îl cunosc, am interacționat cu el. Deci dacă nu intrăm în Schengen, sunt ei corupți sau suntem noi incompetenți? Sunt și ei corupți și noi incompetenți. Ambele, ambele pot fi adevărate. Deci noi avem și un guvern de idioți, dar și ei sunt corupți și n-aș parli. De aceea, pentru că suntem absolut identici ca nație, suntem și corupți și proști și... Deci bă, suntem europeni. Și nașpa, suntem europeni. Astea sunt valorile europene. Trebuie să facem, să ne prefacem. Principala valoare europeană este că ne prefacem civilizați. Asta este... Amă, pe bune, avem o spălare de civilizație. Că mi-e ușor să mă uit în stânga și în dreapta și să văd că totuși e mai bine aici. care e spoiala de civilizație? Că nu-mi dă în cap dacă ești pe stradă. Și nu mă bat, Nu știu, un aerobist dă în cap dacă... În toate țările în care e război te trimite cu forța la război. Care este spoiala de civilizație? Ea întreba pe aia din Afganistan ce Bine, părere atunci... au despre cât de civilizați suntem noi, știi, că ne-am dus la ea și le-am spart 20 de ani, dat la ea, bombe în cap. Dacă e întreba pe din punctul meu de vedere, occidentalii nu prea sunt civilizați. Uitați, da. acum când a început, când ni l-ați cerut pe Obama, aveam trei capre și o nevastă și trei copii. Acum mai am jumate de copil și o capră. Aia deci au măcelărit da. 10.000 de civili. Mm. Ce, despre ce vorbim aici? Ia întrebă pe ea în pe Vietnam că le-a dat cu napalm în dinți, că nu știu, vreau comunism sau ceva. Crezi că ea ne cred civilizați? Nu. Dar nici doctorii aia care li s-a făcut rău de au căzut de la etaj din Rusia nu cred că au, au picat oboseală. Asta este o altă problemă. <coughs> și de, cum să zic? Faptul că și aia ne civilizați nu ne face pe noi mai civilizați. Adică, de, dacă mă compar cu Rusia. Păi da, da, nu, nu. Eu nu mă compar neapărat cu America. Eu uite, ce în Europa și cu niște corupție, cu niște de-alea, 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 până o alta, toți săracii lumii, când vor să se simtă în siguranță sau să le fie un pic mai bine, fugă aici. Și bogații da, și, 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 și ea săracii, ea trag să aici. Pe și bogații și săracii, trag aici. Da? Da. Care sunt bogații care au fugit în Europa? Că păcătos stau în Statele Unite. Nu okay. știu, Bezos a fugit de spaimă din Statele Unite sau Musk normal, sau... sau... Vorbesc de ăștia din uh, Est. Trag în coace în Europa. Da, normal. Păi de ce? Pentru că acolo e urât. Exact. Adică e, e urât. urâtul. <laughs> au curent electric și astea, dar e au, trist. Au curent și gaze și în rest? E trist. Sunt blocurile alea nasoale, arată ca pipera. E foarte nasol. Deci Rusia arată cam ca piper, așa, scârbos. <laughs> Știi, mare parte din oraș arată nasol, cu mașini parcate, iurea, cu dălea și nu vrei să stai acolo. A, fost recensământ în România. Am auzit. m-am o recenzat și după aia tot primeam spamuri să mai primeam spamuri pe casa scărei, știi, spam de la old cu domne, vezi că trebuie să dai drumul ăla, păi zic, dacă m-am tot autorecenzat, de ce mai trebuie să mai dau drumul ăla? În fine, nu știu, s-au anunțat rezultatele. S-au anunțat rezultatele că facem copii mai puțini, în general cam asta. Sunt 700.000 de de apartamente goale, ceva de genul ăsta. Faza asta cu făcut copii mai puțini nu e ce se întâmplă că vorbeam de civilizație. În țările civilizate oamenii fac mai puțin copii. Poate asta e un semn de civilizație. Este? Da, nu, de bogăție. Pentru că, uite, umblă, spre exemplu, un fake news din asta cu ci că Cristin Lagarde ar fi zis că sunt prea mulți oameni și că ar trebui să mai dispară din ei. Și, de fapt, ea a zis că sunt mulți pensionari și nu are cine să le plătească pensiile, că nu intră suficient în câmpul muncii. Adică, râdem, glumim, dar vin mai puțin din spate. Ține, cine o să-ți plătească pensia eftimie? Pe păi tu mă dai, trebuie să faci un copil, bă. Să te... păi, da, vă. Doi. Unu? cel puțin unul. Trebuie cel puțin un copil ca măcar dacă nu-ți dau statul pensie să te întrețină ăla. Știi? să acum... stai pe capul lui. Zici, bă, eu te-am crescut până acum, te-am șters la fund, te-am nu știu ce, așa, ține-mă și pe mine încă 120 de ani până mor. Ca pe șora. Știi? <laughs> îi dau ca la șora să scrie, zic, bă, zic, scrie tu pe Facebook în locul meu și zici că am fost eu cum e la șora, că și aduce la minte niște chestii pe care n-are cum să și le aduc aminte, că văd că, nu, no. că doamna nu știe exact când pe ce perioada trei șora și de-aia mai dă pe lângă, știi, niște rateuri. Așa și eu la mă ține în geam și din când în când mă scoate la protest. Și zic, bă, când am 120 de ani și este, nu știu, dragnea al șaptelea pe aici, vrea să schimbe ceva, zice, uite, bătrânul FT a venit la protest și eu, bă, jos cu aia, corupție, morala, bă, știi ce ne doare? Morala, deci țara asta formă nu ne mai facem bine, știi? Bag exact toate alea, nu ne mai facem bine. Dar despre pandemie, mai avem pandemie în România? Băi, ai văzut cum s-a terminat brusc pandemia? Nu. Deci, pandemia bă, era pericolul, ura să S-a terminat exact când ai zis tu. Păi, nu mai pot eu mă să mănânc uh, ciocolată, că mor ea. Dar cam atunci s-a terminat, știi? Deci, da. de pe o zi pe alta, când a început războiul din Ucraina, gata, nu mai e pandemie. Bă, până atunci era periculos COVID-ul, deci mureau oamenii pe capete. Și erau oameni care își doreau să mori. Știi, că nu te care... vă... Era Erau ea că nu erau... Bine, tu ești protejat, că ești și microcipat, nu doar vaccinat. Nu? Parcă Triplu. Ai... Cipat. vaccinat. Dar de fapt, același lucru. Deci tu ai patru cipuri acum. da. Trei vaccinuri și un chip. Trei vaccinuri și... Păi nu că și eu mi-am făcut trei, Dar mi-am băgat antigripalul ăsta de sezon acum, că am auzit e la modă. Că intră bine asta. Uite, uite, Radu e răcit de... Cât ai, două săptămâni? Un De, are trei săptămâni, deja intră la cincea. Dar e ok, E ok, poți să faci. Și eu am făcut două gripe în anul ăsta. Una primăvară și una uh, iarna. Așa nu astfel. fac de la antigripal. Și plus că acum nouă, mi a nou. Mi-a aduce eu -mi de la școală, ce mai e nou materie de viroze. Am auzit da. Și că mi-a încercat să-mi aducă, mi-a marcat un pic pe gât. Da, păi acum e acasă, pe cu Dar metosane. Știi că până la urmă se pare că chiar ar fi și din laborator. Tu crezi că ai din laborator? Da, 100%. Dar cred că din greșeală. Da. Adică din, din, din greșeală la o așa și bă, nu știu cine i știi că e, e clovnul ce? ăla de la OMS, că la OMS nu numai niște clovni. Ca dovadă, clovnul nostru e ministrul sănătății acum. Cine mai e ministrul sănătății? Nu era Fila. Mai era Fila? Probabil. De, nu știu știu cineva? O să apară. Era Fila ăla care avea numai în pandemie și când l-au pus ministrul sănătății nu mai zice nimic. Da. pe toți ăștia la care le-a dat funcție s-au liniștit. Da, s-a calmat. În fine, și, nu, asta a fost, adică... da, da au, au, cum bă, au negat că sunt niște birocrați și erau, probabil, și șpăguiți de China, că, nu, știi cum e, corupție nu e doar în România, nu, deci, da? Laboratorul primea bani, inclusiv să cerceteze combinații de virus și el avea chestia cu ac 2 care se prindea, nu știu cum, era cercetată în laborator. Bă, astea nu de, e nu din natură. Astea sunt detalii. În principiu, da, de la ei, așa, și chinezii cu americani au dat drumul din greșeală. Nu cred că e o conspirație că au vrut să ne umoare. Ceva... A, a fost o prostie. A venit chinezul ăla că și-a dus sandvișul cu liliac la servici și când a desfăcut sandvișul i-a căzut peste ele probeta cu COVID sau s-a casat, a dat la copil și gata. Sau ce mănâncă chinezii, nu știu. Și baza de date în care erau toate vaccinurile cercetate de ei ca să vezi, suprapune, să vezi care cu cel, la ce lucrau ei și ce a scăpat. Offline. n am mai pornit de atunci. Da. Bine, singura chestie care mi se pare a e că... Adică aici au greșit, trebuia să recunoască, bă, asta e, deci îmi cer scuze, am greșit, știi? <ră> îmi pare rău. Doamnelor, îmi cer scuze, îmi pare rău, promit că nu mai fac, am scăpat vaccinul, știi? Și gata. dar. A oana, Da, boana, au trebuit, boana, boana da, a au trebuit virus. să mintă 2 ani de zile, deci 2 ani de zile au mințit în continuu. Ai văzut Better of Ted, serialul? Nu. Deci în Better of Ted era o corporație de-asta, zic pe scurt. Corporație care făcea tot felul de chestii, și când aveau o beleal, scoteau pe unul în față, doctorul Bamba, care îl a venea și zice, domne, eu sunt vinovat pentru eroarea asta, zice, îmi pare rău pentru că am o problemă cu drogurile. Eu sunt drogat, sunt dependent de droguri și asta e, zice, îmi cer scuze. Și după aia venea aia pe cu mare, zice, domnule, îl ducem pe ăsta la o clinică de reabilitare ca să-l salvăm. Că nu, are o problemă cu drogurile. Și de fiecare dată că era o belea de aia, apărea de la, I take the drugs, I nu știu ce. Așa trebuia să facă și ăștia cu COVID-ul, știi? Îl scoteau pe un chinez, dom'le, eu sunt. Cum să-și asume partidul așa ceva? Păi, aia... Zice, domnule, eu... Partidul le zicea să facă mai repede. Aia făceau prostii acolo, ăștia se pare că descoperiseră că mai aveau probleme în astea breșe de Da, mă, zicea igienă. că e uigur sau ceva. Nu știu. Eu sunt pentru că sunt, pentru că urăsc Partidul Comunist, îl scoteau pe unul pe acolo, îi dădeau, da. nu știu, o mie de, cum se numește, mă, moneda aia, Remibi sau Rimbi. Sau... Ioan. Nu. E același lucru. Deci, uh... și Ioan. Deci un remimbi se împarte în 100 de nu știu, în fine așa și o mie de nimic. În fine. <laughs> Scrisese-mi la, la, la treabă i îi dădea lui ăla o mie de ani și o parcelă de pământ și un măgar și ăla recunoștea că da, domne, eu am... În Tibet, îi dădea în Tibet, să aibă în Tibet. Da, eu am fost, am venit beat la muncă și am scăpat virusul din laborator și o rezolvam. N-ai cum să recunoști așa ceva, pentru că e groasă, au murit milioane, e pe nasol. Au murit milioane de oameni bătrâni. acum câteva zile, în sfârșit, în China, au oprit politica aia cu zero covid gata, de acum poate să-și facă carantina și acasă, nu-i mai ține la pușcărie, pardon, în taberele alea de carantină. Vezi, bă, dacă Rusia e o țară neserioasă, pentru că dacă i-a atacat și pe China, acum ei terminau cu COVID-ul de anul trecut. Da, așa i-au atacat pe ea, în Ucraina, au venit ăștia aici, noi am scăpat mai repede. Trebuie să-i mulțumim lui domnul Putin, că fără el nu scăpam de COVID. Slava, <laughs> slava Putin! Slava Rusie. Încetează, încetează. Nu. Deci nu o să fie amendat doar de CNCD, ci și de Ministerul Apărării acum. Această de emisiune NATO. este un pamflet. Steluță. Să-i pui steluță la titlu, că această emisiune este un pamflet. Am da? dat la un dat o știre că primăria Sector 6 l-a amendat pe Putin cu 2 milioane de, cu 2000 de lei pentru tulburarea liniștii mondiale. Știi? Și e, e idiotă chestia. Bine, au sfărit-o cu goarna Moscovei, că, că, știi vrăjelele alea. Oacarii de pe internet. Wakari. Wa Wakari? Nu știi ce e Wakari? Nu. Căutați pe Google ce e un Wakari, o să vă placă. Uh, e o maimuță urlătoare. Ah, okay. Și cheală. A, a, okay. Și roșie la față de cât e de nervoasă. Da. Mă uitam acum să văd dacă mai sunt roșu de la râs. Păi și eu roșu. Dar numai pentru că m-am drogat înainte. Acum... Ca să ai o scuze pentru ceea ce vei fi spus. Copii folosiți droguri. <laughs> <laughs> În loc de lăsați alcoolul, treceți direct pe droguri. Droguri de genul. Era la. Benzină. Și motorină. Băi, două luni mai târziu, după ce am scris asta, care e o prostie, da? Deci e o glumiță, Iurea. Parchetul, genera... Parchetul Militar îi face dosar penal lui Putin. Deci asta e știre reală. Parchetul Militar a făcut dosarul lui Putin pentru, nu știu, atac țări europene, chestii de genul ăsta, știi. Imaginează-ți-l pe procurorul ăla. Băi, da, tu imaginează parchetul militar care n-a închetat nimic niciodată. Deci ei n-au ei tot timpul, din când în când scot... N Nici un... cu revoluția n-a un... terminat. Da, ei tot scot dosarul lui Ceaușescu, ăla al Mineriadă, în funcție de când... Nu, ăla uh, Iliescu, Mineriade, uh, dacă e Paște, se scoate Mineriada, dacă e de Crăciun, se scoate Iliescu, știi? Da, de, de. Zice, domne trebuie să facem din nou, trebuie să-l anchetăm pe Iliescu pentru o chestie care. Nu, am. nu știm sigur, dar s ar putea să fi fost lovitură de stat. Deci l-am încătat. Păi a fost lovitură de păi stat. A fost, normal. Deci sunt două lovituri de stat, una care a reușit și una care n-a reușit. Care? Păi aia care a reușit să numește Revoluție și aia care n-a reușit se numește Mineriada. Corect. Că ea la mineria de lumea uită, zice, bă, dar de ce a chemat la mineria? Da, a chemat da, uite, minerii că... pentru că ea pe acolo dădeau foc la Ministerul de Interne. De -aia. Da, da, chiar și așa. Mineria, de la de sa cu minerii, n-a reușit, dar el tot a rămas la putere. Asta mi se pare să fie... Păi eu de aia nereușită. Că dacă te-a pus și anchetezi pe aia, care au fost în piață bătuți de mineri, trebuie să, Eu să fiu avocatul apărării, avocatul lui Iliescu, să zic, domnule, știți că era lovitură de stat? Că Iliescu a ieșit la televizor și a zis că e lovitură de stat. Îl avem pe domnul CTP, care a zis, asta e o lovitură de stat. Scria în presă, peste tot. Nu ați participat la o lovitură de stat? Știți că asta nu se prescrie? Păi m-au bătut minerii. Ok. Pentru ea veți primi despăgubiri. În următorii 50 de ani că veți sta în pușcărie pentru lovitură de stat. <laughs> pentru tentat... De aia nu se termină dosarul ăla și blocat. Dar e bun pentru isterizat oamenii, știi? Le dă, băi, știi că Iliescu a chemat minerii și au murit. Da! Știu! cum o fi vremea la scroviște zilele astea. Știi că oamenii, știi că e, toți aceia care îți reproșează, care reproșează zilele, doamne că Iliescu a chemat minerii, sunt toți aceia care l-au votat pe Iliescu în locul Vadim. Păi da, rău Bă, păi, l-ai votat pe Iliescu, l-ai votat pe Iliescu și îmi spui, dacă nu știai mă că a chemat minerii când l-ai votat? Păi da, dar Vadim era nebun. E! Și ce dacă era nebun? Adică, Dacă a chemat minerii. Bă, păi, dar ai văzut ba. ce președinție am avut după aia? Adică, serios. A, Vadim e printre ei ok. Măcar, măcar, Vadim era citit. Bine, și, și Constantinescu Era citise. haios. Adică l-ai fi văzut la televizor. În l-am fi avut pe Trump înaintea lui Trump. Eram și noi înaintea, înaintea vremurilor. Înaintea vremurilor. Aveam pe ăla, deci, patru ani de zile cu Vadim ar fi fost haios în continuu. Și, a, deci oamenii care, tot, care au votat atunci pe Iliescu, pe care știau că e minerii, sunt atât de idioți încât nu știau cam ce putere are președintele, știi? Și credea că dacă Vadim o să vină, o să împuște oameni pe stadioane. Pentru că da, președintele poate să ordone chestia asta, știi? Să poate la un dat să trezește Iohannis și zice, bă, mâine adunați-mi 5.000 de inși că vreau să-i împușc pe Genge. Sau era frica că cumva ne facem de cacao în Europa, știi? că erau românii, erau cunoscuți ca elvețienii Europei și dacă ieșea Vadim, bă, nu, vă rog eu frumos, știi? Vadim. Deci oamenii au votat cu Iliescu, care a adus minerii și a bătut oameni nevinovați. Așa, au votat cu și după aia se reproșează. Bă, știi că l a adus minerii. Da, știu, dar tu l-ai votat. Știind că a făcut gestul ăla. Am rezolvat și pandemia, da? Da. Ați rămas cu ceva? Nu contează, pentru că trecem la Cupa Mondială. Eu să faci capitole. Trebuie să faci și capitole, să simulăm aici, că am făcut treabă. A, da, pe YouTube. Pe YouTube Așa. capitole. Deci, Cupa Mondială. Ai fost la Cupa Mondială? Nu, eu nu mă uit la fotbal de vreo 10 ani. 10-15 deci ani. Păi și atunci de ce aveți bere la TNR? Hmm? De ce faceți bere dacă nu vă la fotbal? Păi de, 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 poți să bei bere și la Cine grătar, de exemplu, la Cine mici. Cine ți la... ți-a permis? Cine mă, bă, de, poți să bei bere și la volan. Atâta timp când nu conduci. Adică dacă stai în garaj și te stui la volan și bei două beri, da. Închide ușa la garaj, de drumul la diesel și bei bere. Da, dar poți să nu dai drumul la motor. Ah eu vreau să aud părerile tale necenzurate despre Cupa Mondială Qatar. Bă, 2022. mi s-a părut, deci noi am demonstrat arăbeților ăștia, cum să le zicem? Arabilor, nu arăbeților. Păi da, dar noi suntem foarte rasiși față de ei, știi? Deci mai e puțin și cred că le ziceau ăștia de la... Pă, jurnaliștii mai au puțin până să-i numească mai muțe de nisip. Deci sunt foarte aproape de chestia asta. Că-s corupți, că-s nasoi, că nu știu ce și că nu-s LGBT, știi? Și noi suntem cei mai nespălați musafiri posibil. adică ne-am dus la ei acasă, la campionatul lor de fotbal. Al și, lor? E nu al știu, nostru, că, mă! El e... organizează, mă, ne-am dus la ei acasă și am zis, bă, de ce nu sunteți LGBT? De ce nu aveți mai multe lesbiene pe stradă? De ce nu ne lăsați să bem aici, să fim bețivi, să fim așa? Bă, te duci la om acasă, îi respecti, nu știu, poate au sau poate nu au dreptate cel mai probabil n-au dreptate. Adică, în principiu, eu zic că e bine să mai bei ceva și, și, dacă vrei și să fii homosexual, why not? Dacă, dacă asta te face fericit sau uh, lesbian, nu știu. Da. Deci dacă asta, ar trebui să-i să lași pe oameni să, să facă lucrurile Dar, Dar în principiu nu mă duc să la organizez acolo petrecere. Nu te duci la ziua cuiva, știi? Și începi să-i spui tot felul de prostii, știi? Zici, bă, ok, la mulți ani, 40 și ceva de ani, dar scuză-mă, tu sodomie nimic până acum. Băi, dar eu nu sunt homosexual. Băi, da, dar în, în, sensul, cum să zic, incluziunii sociale, cel puțin o dată trebuie, ca să simți și tu durerea homosexualilor, nu știu, habar n-am. Ca să poți să intri, să faci parte din conversație, trebuie să faci o felație și o sodomie, știi? Ca să poți să discuți pe subiect. Și te duci la ăla și îl bazi la cap și zici de ce nu respectă drepturile LGBT și ăla zice, bă, eu am venit, acum am adus tortul, ce vrei să fac? Asta facem noi acolo. Noi, ăștia, civilizații, germanii pe care i-au dat afară. Foarte bine că au pierdut. Eu un blau cu tot felul de dălea că noi suntem pentru chestia. Lasă-l mă în pace. Sau nu te du. Ce zici de varianta asta? Adevărul că a fost... Păi fost... dacă nu-ți convine a principiile la care cu... crede ăla. Cu boicotul. S-a discutat despre boicotarea grupei mondiale. Așa. Dacă nu-ți convine să duci în țara că au murit prea mulți pe șantiere, că s-a murit. Am înțeles. Se estimează că au murit peste 6.000 spre 22. Nu se știe clar câți. Așa. Nu te du. Nu te duci. Dar s-au dus. Nu, s-au dus, dus de deci ce au fost ok cu asta, pentru că, bă, deasupra tuturor banii sunt mult mai faini, știi? Dacă nu ne duceau, pierdeau niște bani. Dar așa, banii sunt ok cât timp ăia, cât mai câștigăm și noi niște bani de reclamă, dintr-o chestie de genul ăsta, hai că ne ducem și la ăla. Dar avem timp în același timp să zicem, bă, vezi că nu-i bine ce faci pe aici, adică e foarte nasol. Da. La la viitoare, nu știu, când o să iau șpagă de la tine, o să iau așa, știi, cu mâhnire în suflet. Bine, până la urmă și Parlamentul European a venit și a spus că FIFA este o organizație coruptă. Bă, ăștia se recunosc între ei <laughs> sau cum? Deci în Parlamentul European. Ce? Ai, ai, ai văzut bă, Parlamentul European e bun la ceva în afară de să dea declarații de de nu știu, la ce folosește? Că știu că, apropo de asta, cu Schengen, de patru ori au votat că trebuie să intrăm în Schengen. Da. Nu s-a întâmplat nimic. Mai tragem un loz, poate vedem. La, la ce fac? de deci, ce? La, auzi, este, la, bară o strică. Este cea mai mare organizație de PR din lume, nu? Ai 700 de inși din toate țările să dea din când în când declarații. Știi? Hai că sunt niște chestii de legislație care dacă nu veneau de acolo, noi aici încă mai mâncam mâncare stricată. Ne auzi. Da, da, da. Care ar fi? Sunt multe chestii bune care au venit norme și standarde care vin de la Uniunea Europeană. Noi aici, dacă nu ne-a obligat cineva, noi încă mai notam în noroi și vânam șobolanii cu arcul. Da? Da, mă, ne-au învățat aia, Și ne mai pișam în lift. Da. Deci dacă nu... În liftul nu, tău. Am coborât din copaci. Practic, Uniunea Europeană a fost, a venit și ne-a întins mâna. Într-un da. din copaci. Într-un fel, da. Și ne-a scos așa. Bă, noi am inventat gen penicilina și oina, adică puțin respect. Noi, doi dintre noi, 11, 12 dintre noi, nu, nu cred că ne reprezintă pe toți. Nu? Nu. No. Adică cum alegi cine te reprezintă? Ea care se duc la furat sau ea care se duc la și, învățat? Și, și, dar să te... Știi care e problema cu... Să te bați pe asta cu oina, e... Ai, unde e campionatul național de oina? Băi, eu m-am gândit... Unde este divizia națională de super Superbet 2022? Eu m-am gândit la o fază. Știi care e problema la... Nu, că... Serios. Ai de că ce nu are Gigi Becali? Nu, băi, fii atent, acum de De oină. ce nu are? El e cioban, mă. Deci ăla nu era un sport Așa. de ciobani. A, nu, stai, mă, care, Se numește FCSB. Că de-aia nu câștigă la fotbal, că ea-s de oină. Mă, că joacă fără ciomag. Băi, știi care-i problema cu românii care fac chestii șmechere? Mm. Că ridică standardul la jo uh, prea sus la ceilalți mediocri. Da. Știi? Când auzi de un român de la care a făcut nu știu ce chestie, a dezvoltat o treabă până aici, a făcut-o de la ce bă, ăsta nu, nu, că la de aia, că a plecat din țară așa, mai bine să zici cu românia e nasoi, că te simți mai bine decât la care fură o, da -n -n... și cerșește în gara în Stockholm. Fie. O dată pe an, pe 1 decembrie, îi vezi la ProTV, fain frumos, am făcut și eu reportaje din alea, sunt foarte mulți. De buni. De buni. Okay. Dar nu prea sunt prin țară mulți dintre ei. Și ce era una asta? Țara. Zici? Facem ce facem și tot uh, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci pe aici da, este pentru foarte mulți, nu pentru mine, că eu am ales să rămân, dar este să pleci. Pentru mulți. Dacă vrei cu adevărat să te realizezi, să joci în Liga Mare, nu poți aici. Și până una alta, dacă, dacă, vrei, dacă vrei o geantă de la Gucci, unde te duci? Asta e o chestie globală, nu? Nu? Asta înseamnă globalism. Dacă ești foarte bun la inginerie, te duci la MIT. Păi, da, de ce, de nu ce să te, te de duci aici? la Politehnica București? Păi da, și la Politehnica... Politehnica. București se ocupă să facă televiziuni de alea cu o mie de bă, telespectatori, cum se numește. I au zis, bă, știi ce ar fi o idee foarte bună? Ce? Hai să facem TVR. Asta făcut, nu? Politehnica București a făcut uh, prostia aia de Euronews. Serios? Ei au făcut-o? Păi ei sunt parteneri pe acolo. Nu știam. De ce să te duci la aia? Te duci la MIT și faci roboți. Am au 2000 de telespectatori euronews -ul? Da, da, i-a și pe angajați. Pe sunt televizoarele pornite în instituție. Mai nu, strică să ai. Dar e Euronews de la ei sau e Euronews cum este cnn la Antena 3? Nu mai Euronews. E, sunt niște oameni care dau știri. Dar e ok. E bine să avem și din ăștia. Nu, sunt rele știrile, dar nu mă interesează. Păi de-aia să uite românii la România TV, că mai interesante. Adică, cum să zic? Nu trebuie să fie adevărate, trebuie să fie interesante. Eu sunt vag fan al lui Vitalie jocarii care a plecat de la știi pleca da, de știu. la pro sau să acolo, dar nu mă interesează știrile în general. Păi, și mai da, te interesează știrile ca să vezi cum le întorci pe dos și le faci de, de... Absolut deloc. Bine. Nu deci... contează, că de singura chestie pe care verific știrile să nu se fi făcut cumva deja. Am vorbit de Cupa Mondială, da? Da. Cine câștigă? Că până, până terminăm... Păi, aș vrea îi... să câștige Portugalia cu gol Cristiano Ronaldo din că Știi de ce? Că toată lumea zice acum că ăla este prăjit, că e nasol, că nu da. știu ce și aș vrea să câștige ăla ca să văd cum o să sară tot să-l pupe în cur. Da. Adică ăia care zic, bă, e vai de steaua lui, nu știu ce, acum o să se întoarcă și să-l pupe în cur și peste două săptămâni o să zică că e ultimul nenorocit și e în fine. A, păi atunci dacă vrei din categoria a, să... Știi cum să se numesc mh. ăștia care dau pentru... A, bă, deci e presa de cur și presa lăutărească care, bă, ce vrea publicul să ascultăm? Acum Cristian Ronaldo din Asul. hai să dăm cu dălea. Ce vrea publicul? Masacre din Ucraina! Îți dai seama că s-a specializat în ultimul an, e unul care scrie știri cu masacre? Și alege el poza cu masacru, adică, bă, asta nu e suficient cadavru, hai să băgăm alta cadavru aici, asta e mai mort așa un pic, e mai eviscerat. Da, da, chiar se moare acolo, nu, nu băgateliza. Dar dar a, știu, a, dar a nu, știu, dar nu, E prea de vreme. Dar la, tu la gândește te anzi. Bă, eu nu mai pot să bagatelizez, știi de ce? Știi. da, zi. mai ții minte cazul cu aia de pe la Caracal, fata aia da. care a murit, de care-i păsa Ale, uh -huh. la Alexandru Cumpănașu? Era un dat o tipă care uh, făcea un grătar, deci era una de asta de pe la o televiziune, nu știu, Pro TV, habar n sau antena, și se uita la, era un grătar de la din pietre, și mergea cu, învârtea cu bățul în el și zice, într-un astfel de loc ar fi fost arsă Alexandra Măceșanu, știi? Că făcea un fel de, vrea să exemplifice pentru știre treaba asta. Ți erau de la din cărămizi, cumva. Că m am vizualizat, de știi? Mea și aici. eu m-am uitat la ea și zic și atunci am avut, am, am căzut un pic nervos și am zis, bă, nu așa se face un grătar dacă vrei să arzi un om, înțelegi? Deci nu e suficient ăla dacă, adică oricât ar fi fata aia, 16 ani, e, e cam atâta. Cringe, nu poți. Cringe level. Nu, poți carboniza. Asta este cringe? Tu ai, tu ai, spart tavanul, boss. Te -ai da, dus, da, aia se dă de la știri. Te-ai cu Artemis, Dar înțelegi că la știri era una care, level ești. care, învârtea cu bățul într-un grătar și zicea că în felul ăsta gen a fost arsa aia. Astea se dau la știri. Da. Și acum, pentru că așa, în, în tot... Care tot... La o televiziune de aia de... Pro TV sau antenă, deci era una din astea. A, era de top. Da. Nu, că bănuiesc toți au făcut Adică am închis subiectul cu Mondială, da? Da. Eu aș mai adăuga o mențiune aici, dacă ești de acord. Adevărata măsură a valorii lui Cristiano Ronaldo era dacă el, cu puterea lui, ar și putut să resusciteze piața NFT-urilor. N-a reușit. A încercat și a lansat colecție în tipul cupei mondiale. Bine. Băi, adulții nu trebuie să cumpere NFT-uri. NFT-uri luai când te duceai cu banii de plugușor și luai niște gume turbo, turbo. Și, și cincin, da. știi, luai cincin oh, cincinul și aveai NFT-uri cu Batistuta, cu toți ei, aveai colecția întreagă de NFT-uri. Alea, da. alea le făceai la 11-12 ani, știi, cu banii de plugușor. Nu te apuci acum și dai zvizi mașina să cumperi nimic digital. Mă rog, Sub nimic digital. Jpeg-uri. Da, deci e sub, dar pe care nici n-ai cumva toate drepturile de proprietate. Yeah. Practic, dacă ai un blog, ești mai bogat decât unul care are un NFT. Dar blogul ăla există. Adică știu <laughs> pentru ce sunt făcute. Pentru spăla bani, dar aia e altă da. treabă. Dacă tot vorbim despre spăla bani, hai să trecem la un alt subiect care mi-e place foarte tare. Așa, hai să vorbim de facele tale. <laughs> de Până la facele mele, nu vrei să trecem repede prin cazinourile din România? Bă, nu știu. Ai mai deschis televizor în ultima vreme? Nu, eu nu am, eu sunt proto-hipster, eu n-am avut televizor niciodată. Deci după 90... Tu de unde știi pe ce lume trești? De unde știi cum să gândești? De unde știi what's the current thing? Băi, deci am avut televizor până în 1992, era un diamant și după aia s-a stricat. Și taică meu, care nu era un om foarte serios pe atunci, n-am mai cumpărat altul și n-am avut televizor. De spui prostii. După aia m-am însurat de unde și știi că tu am de Ucraina, de unde știi tu de China, de Putin, de asta, de unde știi? Dar pot să citesc, adică mai știu nu am de deci ce de la bibliotecă, am... unde? Nu pentru asta e internet, o să citești și altceva decât ce îți livrează ea. Hmm. Masacru de la, nu știu unde e următorul masacru acum. Hai să depășim, deci cazinouri. Nu așa că ai scris tu televizorul. E dar... masacru la cazinou? Băi, Așa, deci am auzit mă, că e plin de reclame la. E peste tot. Și pe stradă. La pariuri. Pe stradă este se reclame cu toți fotbaliștii, toate gagicile, toate astea, pe toate gardurile, se reclame la cazinori. Dacă spui televizorul, inclusiv televiziunile serioase, toate au reclame. Înainte începeau după ora 10. Am văzut însă și situații cu de băga reclame mai devreme. Așa. E plin de reclame la cazinori. Pentru că ăștia dau bani. Dar întrebarea mea este, dacă se dau atât de multe reclame, că sunt cele mai multe reclame de pe televiziune, sunt doar la cazinouri, e toată mai pe păcănele la noi? Cel mai probabil da. da. Sunt foarte mulți oameni care joacă la pariuri, da. Crezi că e un viciu? Eu nu spun că e un viciu, eu întreb dacă toată lumea a trecut pe păcănele, pentru că este o explozie de reclame de așa ceva în ultimii doi ani. Da, păi nu, no, nu poți tot să facă bani din cripto și atunci, știi, te duci la păcănele, că acolo poți să bagi 10 lei și sau pe telefoane, tot felul de cazinouri și nu, asta e. Dar nu văd, nu e, adică bugetul sănătății e susținut de oamenii care fumează. Despre ce vorbim aici? Okay. Companiile de țigări dau, nu, 4-5 miliarde de uh, da. lei la stat? Ok. La, mai este mai sunt accizele pe carburanți, și pe energie. Electrica a făcut profit jumătate de miliard. Nu înțeles. Deci dacă ni se pare nasol că ăsta că știu unde vrei să ajungi, că sunt... E un viciu, știi? Și face... Viciul asta? Eu, eu doar ți-am ridicat acolo, acolo. Oameni mai săraci. Dar la fel e și băutura. Alcoolul este cel mai periculos drog din lume. Da. Adică du cel mai mult... După în... zahăr. Mă rog, acolo. Nu du știu. După, mai, zahărul e mai sus. N-am auzit foarte mulți oameni care după ce au mâncat frișcă împreună se bată, știi? Adică... <laughs> Da, dar Câți... am văzut, există teste pe șoareci care Câți... au refuzat cocaina pentru zahăr. C Câți oameni au zis după ce a tras două, două petrudele de frișcă s-a dus și a dat cu părul în cap la cumnat? Adică nu prea... Da, dar uite, nici după iarbă nu s-au luat la bătaie. Bă, știi de ce nu se legalizează iarba? Mm. Pentru că e... Nu-i lasă ăștia. Cine era? Era unul care a explica. Principalul adversar sunt ăștia de la industria alcoolului. Gen, dacă tu ai iarbă, nu știu, ai două plante de alea în casă, nu trebuie foarte mult să te pui în cap, să te prăjești, știi? Să te spargi. Și atunci nu mai cumperi alcool, că nu poți să le iei pe toate deodată. Dacă te prăjești, se face sete, dar nu mai poți să bei 15 beri. Mă, cum am dat seama? Deci, dacă tu ai putea să-ți pui două plante în astea de cannabis acasă, e ca și cum ți pune fotovoltaice. Când te mai pot taxa ăștia? Da, și nu te pot, că de-aia nu vor să deci poți să -ți ții două ghivece de alea, cum în loc de ficu, să -ți ții niște de alea, știi? Și le iei, le usuci, le ții în cămară, habar n-am și nu poți, ca să fumezi, nu poți să fumezi un de întreg, știi? De ăla. Aia, Aia, de -aia, se vinde la gram, la dăstea. Da. Era, nu știu, la un moment dat vreo 70 de lei gram, cam cât o sticlă cum era de melodia? whisky. La pipă, fie la, de la gram, la bong. O sticlă de whisky mediocru medi de ăsta, așa de bă, supermarket, e de vreo 70 de lei. Un gram e cam tot pe acolo, cam cât o sticlă de whisky. Dacă ei 4-5 tineri de ăștia, știi, și-și iau un gram și-și fac o țigără, se sparg o seară întreagă de cu ăla. Cu o sticlă de whisky nu spargi 5-5. Și tu nu poți să iei bani de la ea, Plus că nu da, dacă reușesc să se spargă din whisky, o să facă și prostii. Da. Că, că un pic de curaj o să le dea. Da, la aia stau prăjit și se uită după aia la zi, la, la sau la, nu știu, la ceva și li se pare foarte mult. Am... Nu, se uită la ai umor și râd. Știți? adică <laughs> e, e, ok. De, -aia, de asta de multe vizionări la ai umor. Mm -hmm. C da. În felul ăsta ah. poți să afli și câtă marihona să fumezi în România. Am ajuns în iulie, never see. Iar ai pregătit să... Ai venit cu chibritele, dăm foc, hai. De ce ai? Dacă n-ai dat până am acum, am mai rămas stăfunez? ceva? Erai, erai prăjit nu. în seara aia. Da. Nu. Erai activat după chef sau care? Nu, eram stătut. Și, da, băi, și ce curios. Mm. Adică eu m-am prins. Zic, bă, a ieșit omul, l-a întrebat, a, mă rog, chestia asta. Cum a fost? Adică trei zile după aia ți-au dat foc, nu? Adică când te, vă că te uiți la știri și nu ți-au apărut de ce mamă, buhnici, urăște femeile, misogin. te-au sunat tăia, partenerii, băi, fii atent că e, e nasoală. Am înțeles că o bancă a renunțat că BCR. ești BCR. Zi. Știi că aia a fost amendată de CNCD, BCR-ul? Pentru ce? Deci, tu cât ai la 2000? A, a, ei, au dat comunicat de presă cu 20.000. 20.000 și s-au hotărât în cât timp? nu știu, două săptămâni. În două săptămâni au zis, bă, ăsta trebuie împușcat, că a zis de grase. Deci e o tipă din Sibiu care a fost discriminată de pe banca aia, BCR. Deci a fost Serios? discriminată că s-a dus să-și deschidă un cont la bancă sau o chestie de genul ăsta și ea e născută în Siria, știi, scria pe buletin născut în Damasc și au zis, a, nu, pentru, țigani, -ă, pentru de zice, trebuie să primim aprobarea de la București, știi, ca să vă deschidem contul. Deci au considerat-o teroristă, direct. C aia Bine, femeia stă în România, are Serios? și era și de asta într-o avea cetățenie tot? Da, mă, dacă avea buletin, ce naiba? Dar dacă pe buletin, știi cum... Dar știi care e problema cu buletinul Cum scrie la tine, ești născut în Moldova, știi, acolo... În Brașov, da, Moldova. Da, nu Brașov. Codlea buruienești. <laughs> Știi care e problema? Aici, aici nu vreau să le apără. Nu, nu dar fii în fază, băncile, că nu e despre bancă. Băncile și evidența populației nu vorbesc între ele. Dar fii atent că faza nu e despre bancă. Deci femeia mm. se simte discriminată, Așa. da? Și zice, nu, că trebuie să sunăm la București, nu știu ce. Și asta face plângere la CNCD, că am fost discriminată. Ea chiar e șefa unei liși de astea de prietenie română-arabe. Așa. Că în principiu trebuie să fii prieten. Adică e bine să fii prieten cu ceva Băi, le-a luat uh, 2 ani de zile să dea o amendă și i-au dat 3.000 de lei, știi, ca să nu se supere BCR. 2 ani de zile? Sau un an jumate, ceva de genul ăsta. Da, mă, sunt multe deci, cereri, uh... sunt multe plângeri acolo. Na. E, da, e, e, e mult da, de lucru, da, da, e da, mult da. de lucru, cazuistica este variată. Deci un an jumate ca să dea 3.000 de lei la BCR pentru un caz clar Auzi, de discriminare. Dar până una alta, spune-le oamenilor că tu ești subiectiv când vine vorba de CNCD. A, am luat și eu 3.000 de lei. A, ai luat sau ai dat? Mi-a dat la 3.000 de lei zici, um, șobolan asta lor. Nu știu să citesc ungurește. Așa îl cheamă, nu? Tu faci ca becali acum. Așa. Deci ăla, uh, Ciobi, sau cum îl cheamă, dat amendă, eu am tot dosarul dacă e, și după aia mai dădea și declarația Iurea, mi-a dat amendă, mă rog, o să ajung, procesul mai durează că cu contestații, cu prostii acum de genul ăsta. Acum cât asta. timp te-a amendat? Bă, până în 2019. Și încă nu te judeci? Nu, în 2024 mai avem, a, cred că, un termen sau ceva. Deci tu ai ratament de 2019, deci în 2024? Da, păi... Deci toți, țara va plăti în total pe toată chestia asta, că cu avocați, nu știu ce, până la urmă să câștig. Știi că e destul de pe față. Ăla mi-a dat amendă ilegal. Uh, nu am ascultat părerea mea, nici nu eram implicat în subiectul respectiv, n aveam nicio chestie, mi-a dat numai că avea ciudă, că a primit ordin de la stăpânii lui, a venit ei, i a dat cu lesa peste bot, bă, tu fă ceva. Și l a făcut, știi, s-a executat. Mai și dădea declarații în presă că cât îi pasă lui de discriminare și alte figuri. Și zic, bă, știu cât e, îți, da. îți plasă. Deci luai, aia i-a dat, aia dat 3000 de lei la Eu și cu BCR cam aceeași amendă. Ceea ce înseamnă valoarea mea. Dar tu, dar tu ce ai făcut? Scuze-mă că nu sunt la curent. Băi, eu lucram la TNR și pe TNR a. a apărut o știre, știi? A, am înțeles. Dar acum gândește de așa, apropo că mă sunase și șeful Da, am avut și o genul ăsta deci când 600 da. de milioane de euro, eu și BCR. Nu? Cam atât are. Bă, bă, câți, câte fonduri, câți bani derulează România BCR-ul? Habar Deci eu am primit aceeași amendă ca și BCR-ul pentru discriminare. Ăsta este, domnul Ciobi asta. 3.000? 3.000 de lei. Prietene, stai, n-ai făcut, trebuie să faci de șapte ori mai mult ca să te deci asta de înseamnă că noi suntem la deci, același nivel de, 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 pentru, eu, pentru misoginism. Păi pe da, um, da Tu ești și tu ești După și mine nasul. au anunțat că a devenit o urgență națională și că trebuie să facă ceva legătură cu misoginismul, și discriminarea. Știi, care a, faza? a devenit o urgență națională. Din Bă, dar sincer, ăla. știi de la ce ți s-a tras? Bine, nu asta, uh, chestia cu presa, ți s-a tras că foarte multă lume te urăște. Asta e una, iar aia de la CNCD, pentru că acolo sunt niște grase omule. Deci niște persoane pe acolo. Una dintre ele a fost pusă, cred că, de psd -și de pe vremea lui Dragnea. Ea nu are nicio capacitate să caute pe acolo. Nu știu dacă... Dar tu, tu, tu trebuie să asun cuvintele pe care le spui aici, că sunt publice. Da? Sau, sau, sau punem o soluție o, o, să, o să E pamflet sau nu e pamflet? Deci o să aflu acum și aia, aia care nu are capacitate, că dacă se activează zice nu e adevărat că nu sunt proastă sau grasă, o să știu că despre ea vorbesc. A, ah, n-ai spus cu nume și prenume. E șmecher la asta. Bă, nu, dar am jignit întreaga instituție. Care este o instituție de poliție politică? Și asta mi-o asum. CNCD este o instituție de poliție politică folosită pentru amendarea cetățenilor pentru ce vorbesc. Este poliția vorbelor. Și nu am văzut la un moment, și pe CTP pentru chestia aia, cu pavian, cu mantie, după care a câștigat procesul. Ce se întâmplă? Aia dau amenzi. Dar cum a reușit să termine cu procesul? Dacă ție ți-a până în 2024... CTP-ul de ce a terminat mai repede? Are, 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 el pile la curtea de apel? Sau nu unde? știu, mai. e mai mai celebru CTP-ul. Păi tu cum ai luat amendă în două săptămâni și aia care -am era discriminat? -am luat mă rog, ți-au dat decizie. Nici măcar. Ai văzut-o tu? Nu știu, m-au anunțat. S-a comunicat de, comunica de, presă. S-a anunțat la libertatea și păi atât. Acum, stai, mă, nu m-am gândit. Deci eu am zis de grase, am zis, am folosit cuvântul grase cel puțin de 10 ori de când am început asta și conform CNCD, 10 ori de 20 de, 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 mii, de mii, 200 de mii de, de lei amendă. Shit. Apropo, se să să bagă chestia aia cu cna pentru YouTube? Da, și că da. Să nu știu. Eu. Distracție o să fie. Bine, tu ești protejat, că tu ești foarte... Hai forte... să facem, deci e ultimul când, nostru, când, când când nostru drum. Deci, nu... Hai să le spunem oamenilor că tu de te-ai retras în scorbură la Abrașov, ca să poți să ieși de acolo, să mai scuip și să te bagi la loc, să te ascunzi. Bă, bine, în realitate nu-mi pasă de chestiile astea. Fii atent, când... Am mă Caterin, cred că pe undeva ar să avem cu toții un astfel de așa. nivel de jumă în fiș, băgamea așa, așa și să mai putem să mai spunem chestiile astea pamflet sau nu. Și ți-am zis, greșeala ta e că ți-ai cerut scuze. Nu, trebuia să-mi cer scuze pentru că nu le spui femeilor de celulită și vergeturi că nu-i treaba mea să le zic eu de chestiile alea. Știi sala aia de fitness la care mergeam noi la tantea aia în subsol? Da. La aia mergea și Godină când era tânăr. Aia la poștăvaru, Săvaru. Mm -hmm. În beci, la Foget. Mhm. Mm deci tot ce e mai îngrozitor din Brașov a izvorât din Nu sală mai zi de codine că a zis, a zis rău de mine și sufăr acum, nici nu știu ce a zis, dar știu că a zis de mine. A zis de tine? Habana, bana, a zis ceva de mine. Bine, toată lumea a zis ceva în perioada aia, că n-a era... Dar, a, știi ce am constatat a, în perioada a, a, aia? De, tu venisei, mi-ai promis că vii cu chibritele și le, uite, fă, fă tu datoria față de internetul românesc și zilul buhnici ce merită să audă. Spana clatavă, habar n Băi, nu mai dai interviuri la televizor. Am făcut o greșeală că te-am adus aici? O să afli când o să fie publicată chestia asta. Și nu mai dai interviuri. De ce, deci, băi, eu am de ce auzit nu de putem oameni? deschide gura? Deci, fie. Auzi, bă, chiar pe bune, dintre toate căcaturile pe care le auzi în România la televizor sau pe internet, chestia era cea mai importantă treabă din luna iulie și august din România? Băi, știi ce mi s-a părut mie șocant? Deci oameni pe care îi cunosc și mă cunosc și știu asta. Ziceau, zice, bă, da, zice, ăla, Bun, nici un pic și Zic, bă, nu e, e, doar a fost un pic prost. Da. Și zice, nu că, așa băi bă, om, zic, voi voi trăiți tot timpul într-un plan de la superior al existenței, din când în când, dacă funcționezi, ești prost. La el a fost cumva e, așa. E, e, e o... eu, eu, și zic, bă, el a fost eu, eu, un pic prost, adică nu e, da. nu urăște femei sau. Nu bă, că era. Și aveam niște conspirații de-astea în cap. Și zic, bă, nu e, adică, nu, omul te uita la el la podcast, adică. Bă, nu e. Ține-te de cuvânt. Tu n-ai venit de aici să mă speli pe mine. Deci, până la urmă, nu a fost nimic nasol bă acolo. Păi nu te spăl, nu știu dacă ești cer Ce? Că ai, erai pe plajă și ai zis, mergeți fetelor la sală? Mergeți fetelor la sală? Că m-am dus pe plajă și am văzut numai de astea. Ce, au, ce bună e nevastă. Mai au aici. Apropo, dă și tu niște poze. Să vedem. Am observat la faza asta. Bă, tu știi că zieriște o femei foarte urâte. Deci, era știrea asta de că. De unde știi? Păi hai să vezi. Deci, uite, hai. erau știrile. Ce poți să cauți pe Google, zice? Ce a spus uh, Bucnici despre soția lui? Zice, Sunt o să rămâi, sute de articole. O să rămâi, deci sute și toate spune ce. bă uite, și ce ai ce spus? Că uite ce bun, arată că e ca o minoră. Da. A, da. Ceea ce nu. Ceea ce ce ce? Că arată bine, nu? da? Da. Acum este echivalentul manelei, fi cu tu pe unevastă, bai, ești femeie ideală pentru mine, aia, ziceai o manea, da? Da. Pentru că ești manelist un pic. M-am adecvat la public, Știi, eu știam că vorbesc la... La Antena Stars? Da. Păi trebuia să o pocnești, mă, dacă ești la emisiunea lui, cum îl chema pe la. ăla? <laughs> Capatos, pat, ca mă. Deci ca ăla să nu se pară, să nu fie el scârbit, știi, că era scârbit, că s-a dat un pic să a de buh niciun pic. Tu nu trebuia să, nu trebuia să o uh, prezinți ce uite ce bună e nevastă mea. Trebuia să i dai un pumn în față, că alea sunt chestii care apar la ele emisiune. În fine. Și erau de alea, zice, bă, uite ce a spus ăsta de asta. Și uh, după ce a murit cazul cu tine, că gata, deci au, au fost vindecate toate persoanele jignite apare ăla cu Visarion Alexa, uh, Popa, da, știi? Frate. Care era. Unde e Visarion Alexa? Că eu, sunt, eu am fost trending pe Google, pe Google, loc, deci l-am bătut pe Will Smith și pe Zelensky, Visarion Alexa nu apare în top. S-a pus Batista pe țambal, peste Visarion Alexa s-a făcut liniște în România. Da, mă, dar ăla, cum să zic, ăla doar a încercat să violeze o femeie. Tu ai jignit. <laughs> Înțelegi? În fine, deci ăla din declarații tot îi scotea lui doamna, scotea cravata, încerca să-i o bage în gură, pe la spovedanie, știi, de -astea. în fine. Și tot așa erau știri. Ce a spus Visarion Alexe despre soție? Și ăla spunea, ce bune, voastră mai tânără arată foarte bine, ce mă ca o minoră, tot ceva de genul ăsta. Și eu mă tot uitam și zic, bă, dar voi aveți femei urâte, de ce tot timpul sunteți surprinși când unul zice despre nevastă că e mișto? Tu înțelegi chestia asta? Deci toți, nu, nu e clar, toți clar au niște neveste foarte urâte. Băia, adevărul e dacă te uiți un pic se în presă, duc acasă și zic, cei mai mulți din presă sunt divorțați. Așa. Pentru că nu e o meserie ușoară și vezi mulți oameni păi, ești puțin pe acasă, mai crește femeia lor, normal că divorțează. Că sunt șocați tot timpul. Zice, boi, asta, asta și scriu articole, Ce bună s-a făcut asta! Dude! Ai o voastră acasă, uită-te și tu, tu, la ea. Tu că tu vorbești de bărbați, la dar, dar eu, eu, am avut articole, într-adevăr, multe sunt scrise de bărbați, dar am avut și de femei și am avut o reporteriță care chiar m-a căutat să cer un punct de vedere. Așa. La două luni distanță, după. Și am zis, știți, nu sunt influencer, eu sunt jurnalist, dar nu, nu mai zice asta, asta cu sponsorii, cu influencer, așa, și se intră într-o dezbatere, nu intră într-o dezbatere, dar ce părere aveți despre oamenii care vă spun că sunteți... Mm. Uh, Așa. Misogin. Și zic, tu îmi cer mie În punct de vedere despre părerea altora despre mine? Da. Nu, de cum răspunzi acuzațiilor Tribunalului Poporului? Exact, de pe Twitter. Că ești misogin. Da. Băi, nu mai vorbi, deci. Băi, pe bune. Acum... Nu mai vorbi la. Nu dai interviuri. La presă. Adică ai fost toată gen. Prost prost, dar nu pentru că ai spus aia, că aia o gândesc toți bărbații. Din, o grămadă de bărbați gândesc așa. Da, da, nu-și deschid gura în fața camerei, ca mine. Așa. Da. Și tu ai... Bine, nici măcar nu poți... Da. Da, da. De ce aia a fost faza? Că, că toți o gândesc și eu aia no, care nu, urlă și nu, fac nu, COVID, am exagerat. Bă, i am exagerat. De, deci, acum... știi ce m-am gândit atunci? Mm. Am zis, zic, bă, asta e, să-mi aduc aminte niciodată să-mi dau interviul la beție. Sau să vin nu eram la... la beat, nu eram beat. Deci mai altceva de spus? Sau să, nu, să vin la bă, bă de astea, e prea ușor. podcasturi. Eu, era Bamba, să, să, vin la podcasturi. Doctorul Bamba. Nu? Bamba era la podcastul beat și să vorbești cu tot felul de oameni, tu, tu, tu persoane indezărate. Știu, știu, că te-ai lăsat de, de tine astea. Da, mă, dar eu am o fabrică de bere. Da, da, Taci, Trebuie să bă... Cumpărați bere, TNR. Um, de, -aia, de ași acceptat să vină aici, că am acceptat să-și facă promovare, pentru că este un nu, influencer nu. care promovează sponsorul lui, TNR, berea TNR. Știi ce vreau să fac promovare? Mm. Dacă mai e unul care mai rămas pe aici, băi, căutați pe Google parohia să cărești. Să cărești? Da. Și bea acolo un popă care tot adună bani pentru copiii din sat și vedeți dacă vă interesează ceva, dați și voi niște bani. Dar bani real, nu bitcoin. Bitcoinți nu știu cum se numesc. Bitcoin, se zice. Așa, Cripto. Pe vremea mea, știi cum e. Pe vremea mea, cripto erau banii aia care yeah. îi puneai pe bal la moră. Da. Yeah. Dar auzi, dacă toți suntem aici la Strânge categoria pamflet, știi ce mi-a zis, mie, mi zis mie cineva, o, 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 o consultantă? Zice, păi George, dar de ce nu ieșim și noi cu o campanie de spălare de imagine asta, să, să dai niște bani? Să, imaginea, să spăl imaginea. Mă. Să spăl imaginea, să, să donezi la niște săraci. Și zic, păi eu donez deja chestia asta. Păi de ce nu le comunici? zic, păi, nu vreau. Păi da, dar trebuie să faci chestia asta. N-ai văzut cum a făcut cu tare, nu știu ce. Tu ce părere? Ar trebui să facem niște campanii de spălare de imagine? Bă, sau mergem deci așa? Asta, asta, ar fi și mai nasol față de... Deci asta ar fi de-a dreptul... Oricum ți-a zis părerea mea, deci nu trebuia să... Da. cu cer momentul. scuze. Am... Am și scris. Potenere. Dar nu ai observat că mi-a cerut scuze doar de la femei, deși în interviu l-am zis și de bărbați care să meargă la săliță, dar bărbații nu s-au atacat. Băi, eu am și scris pe că uh, și și cere scuze a și le invită pe toate la o pizza. Sau la o șaormă. Deși pro e, e problemă de ambele părți. Dar din nou, lecția cea mai importantă, acum uh, rândem glumim, cea mai importantă lecție pe care am învățat-o din 2022 și nu-ți exagerez, este că nu e treaba mea să le spun eu... Să le spui altora ce să facă? Sau, sau cum arată. Pentru că îmi um, recuno um, recunosc păcatul ăsta și am mai făcut-o și față de uh, cunoscuți. Pentru că eu am impresia că eu îi ajut dacă le spun, bă, vezi că ar trebui să, ai, să faci ceva. Așa. Și greșit. Deci, deci să nu critici lumea că se enervează. Nu, nu e asta cu criticatul, poți să mai critici. Profesional, dacă e. Dar să nu te legi de corp. Asta e foarte important. Redem glumin, dacă e o chestie serioasă care să rămână, nu ne luăm de corpul oamenilor, pentru că fiecare are problemele lui. Sunt total de cu fiecare are problemele lui. Dacă tu vrei să arăți Vre. într-un fel să simți, așa te simți tu bine, e treaba ta, nu ar trebui să-mi dai o cu părere și de C simțul umorului. Deci să nu spui cuiva... Hai, să nu-i spui Dacă cuiva... Dacă aveam, făceam emisiunea singur, am, de aia te-am chemat. Că, că nu are simțul umorului. Ah. Sau am vrut să arăt oamenilor că există cringe Puteai să-l chem și, și, a plecat Artemis. Un... Și dacă tot am luat subiectul Artemis, lansarea către lună. Hai să schimbăm puțin registru. Eu am lansat-o în, în, în scorbură, ca să zic așa, am băgat-o în groapa Marianelor și în sfârșit NASA a reușit să trimită o rachetă către lună. Ai o părere despre chestia asta? Cum se tu știi tine? că am scris o carte, se numește de la Mizil la lună, da, în care președ... premierul țării George Buhnici. Pe bune? Mi-a scăpat asta? Știam că ai scris, știu că ai scris SF, dar nu știam da. de casa cartea asta. Deci una de la Mizil la lună, Pă, o găsești pe internet, e gratis. Și la un dat niște oameni, deci niște români, pleacă într-o expediție pe lună spre lună. Și la un moment se strică naveta și unul încearcă să comunice și apare premierul George Buhnici, zice este o zi importantă serios. și zice chestiile alea care le zici și tu de obicei la păi, important pentru tehnologie și viitor, o zi importantă pentru România. Dom'le, sunt în cosmos, da? Este... Suntem aici cu toții să te ajutăm, avem și pe unul de la TVR și pe astronautul Dumitru e, eu, apa, eu apar, eu apar într-o carte ta? Tu da, mă, găsești pe net. Să de la mizil la lună. Mi s-a părut amuzant că să avem prim-ministru George Buhnici care în loc să ajute cu ceva, îl aduce pe Dumitru Prunaru să discute despre cum e în spațiu. Bă, de ce discutăm? Ai, ai, avut pe Prunaru la podcast? Sau ce e ăsta? Nu, nu l-am adus. Da, mă, este, este, este pe ftime.net. Da, bă, deci... 100 o încă... pagini, mamă, dar ai scris. Da, mă, eu o carte întreagă. Am dat-o gratis pentru cine vrea să citească. Mulțumim, Apar că... de două ori. Eu îl știam pe prim-ministru George Bucnici de ani buni de când eram amândoi mici jurnaliști pe la Brașov. Mici era mare, mai erai mare pe vremea. După care. Da, dar dacă este viu o ființă vie, de aceea am invitat în studioul amenajat -am aici, la Palatul Victoria. pe <laughs> Nu. A Acum apar în, anal în analele istoriei. Sefe. Da. Vai, nu știu. Nu, nu pot să cred chestia asta. Am vrut să-ți aduc nu. o sigla de vișinată, dar mă uit că te lăsat de băutură, dar măcar pentru chestia să o accepti? De la tata, e de la tata. Eu, eu dau lui că e răcit, acum a venit de la școală. Dar da, și -a fi tu e minor, nu? Bea. Are 14 ani, cred că poate să se apuce de băut. Că se poate lăsa la 20. Când, nu în, mă, nu când, bea. În, când, când încă mai are ficat. Da, ok, așa. Foarte faină treaba asta că trimitem rachete pe lună. Era, da, am impresia că e cea ea mai... Pe șpăgi. cea mai importantă idee era că era o femeie, nu? Ca asta ne interesează. Nu e, nu e nimeni în ea acum, că e goală. A e, goală? goală. e goală? E goală. mă că știi, că scrii SF. Că de-aia ți-a ridicat-o la fileo să vorbești despre SF. Care-i treaba cu SF-ul la tine? Am făcut niște SF și încă mai fac din când în când. Am avut, când eram mic, eram fan SF, am avut ambiție să scriu și eu o carte SF. Am scris la nevira exact unde vreau, în colecția Nautilius. Este cea mai vândută carte SF românească din mileniu ăsta. Mi-am făcut Dambla mergem mai departe. Trei sferturi din comunitatea SF, nu trei sferturi, dar jumate mă urăște cu patimă. Înseamnă că ai făcut ceva valoros. Da. Și cel mai supărat cred este Cătălin Badea Ghera care este un exeget al SF-ului și îmi umple inima de bucurie că mă gândesc că ăla a scris două chestii în observator cultural în care a făcut criză de nervi în scris. Era atât de frumos despre cât de prost scriu eu și că nu am nicio treabă cu SF-ul. Și... Dar Aia a fost ai premiul seri meu serios. personal. El a fost ca premiul premiu Academiei Române, știi, când l-am văzut pe ăla făcând o criză de nervi. <laughs> în, al, în al doilea articol, la a doua carte, care e mai proastă un pic decât prima, deci el a scris, deși am insistat să nu mai scrie el, a continuat. Deci omul era furibund, bă, că, că i-am pătat lui SF-ul, ei uh, publicând foarte multe lucrări de proastă calitate, ca să fiu. Prietenos cu asta. Bine, dar asta, prietenos. E, asta este o problemă generală. Adică, dacă treabă lumea știe în România de ce nu se cumpără cărți, pentru că sunt proaste. simplu. Deci asta este secretul de ce nu cumpără românii cărți și de ce autorii români... Pentru că scrii prost. Dacă citești uh, Enciclopedia Zmeilor au Cărtăresc, eu nu am citit ceva mai prost de ani de zile. Aia este manuale. Este uluitor de proastă. E, e încercând să facă umor de la de cancelarie, de profesor, știi? Bă, da, cringe rău de tot. Deci mă uitam la ăla. A, nu, doamne, cât de... Deci, eu... Și el scria bine, adică... Deci, îți, îți tremură mâinile de nervi când vorbești de chestia asta. Mamă, de ce am citit Păi a trebuit lui Fimiu la școală. Știi? Și a zis, trebuie să comentați chestia asta. Și deci, mă apuc și caut chestia aia. Și când văd, deci întâmplător să zicem că mai scriu și eu ceva umor, am și eu niște... Bă, când am văzut ce a făcut la și mi laudă toată lumea, zic, bă, cum, cum puteți să băgați mizeria asta? Mizeria asta îngrozitoare este în manuale. Sau era ceva lectură suplimentară. O mizerie. Adică, bă, de ce iubim femeile este top pentru Cărtărescu. Este una dintre cele mai bune cărți ale lui. Tot ce e pe acolo. Deci, am citit solenoid, mă durea capul. De deci, solenoid este la fel de prost ca Sven Hassel. Bă, dar Sven Hassel are o... Are o, deci Citesc nu pot pe să pe poți să fii supărat pe, zven Sven Hassel, știi? Nimeni n-a da. zis de Sven Hassel că e unul din cele mai mari voci, așa. Bă, dar Solenoi e, de de ăla. Și sunt chestii, adică, bă, fura niște de că el nu știu unde trăiește, în ce lume trăiește, avea impresia că, știi, le-ați chestii noi. Despre cum a asambla el și dezasambla un AKM HM cu ochii închiși, legal la ochi. Zic, bă, tu nebun, cum poți să pui chestiile astea în cărți? Adică ăla le pune acolo, că le pune la mișto până și ăla le pune ironic. Ăsta le pune mult serios. Deci de aia nu cumpăr lumea cărți, că proaste. De aia Godină are mare succes. Nu pentru că este el un, înscris, să zic. Nu pentru că este el un mare literat, dar comparativ cu băieții care sunt până în lumea scritorilor. Păi, domnul Godină e Hemingway. Pă bune, deci, la, la scritură și așa. Ăla este Hemingway. Deci citești da. România literară, revistă literară, după ce citești România literară sau așa și citești Godină o să zici, băi, în sfârșit, acum am <laughs> evoluat. De aceeași categorie, team building, cel mai căutat uh, film din România 2022. Care e problema cu el? Cel, cu cele mai multe viz vizionari. Am fost și l-am văzut, m-am distrat, mișto. De eu am văzut filmul colectiv, care este foarte prost făcut. Deci, din punct de vedere tehnic, este un film prost făcut. Nu are un fir narrativ, ăla uită dintr-o parte într-alta, nu are o tematică, adică nu sunt ele legate. E unul care a profitat de niște... Sunt efectiv niște dăstea. uite bă, că ne-ai adus de băut. S-a schimbat șeful. Ți-am adus scris pe Cristan. Zvarovski. Așa se bea vodka de la domnul Putin. Hai noroc. Câte jumătate de apă. Dacă mai zici ceva de Putin... Te bleznesc. La, la cinci menționarea lui Putin ei... Abarne. Bă, deci el era foarte nasol. Colective foarte De-aia lumea nu s-a dus la film. Știa drama, deci era clar că era o situație dramatică. Era foarte prost făcut documentarul eu, eu, mă mir că a ajuns la Oscar. Și toți care au zis că e bun au zis pentru subiect. Da. Yeah. Dar el este foarte prost făcut. Am văzut babardeală cu bucluc. Omule, te doare inima. Deci, în afară de fazele alea șocante, restul este ultra prost. Adică, să vă vin serios. Radu, aferi, Radu Jude, ăsta de aferim. Bă, el are nivelul de dialog al unui copil de tocilarului din clasa 9 10 Deci e super nasol la dialog. Omul nu poate să... E super cringe când vorbește. Știi ce e Tarantino? La dialog uh Radu Aferin e opusul lui, dar și în română. Și Că rest opusul. e... Știi, pe e pe Da. Și în plus, completează această absolută... Cum am ajuns noi de la SLS, cu... a, misiunea Artemis către lună, la SF, după aia la uh, meciurile tale cu Uniunea Scriitorilor. De ce? Om? Eu, eu nu am meciuri cu Uniunea Scriitorilor, a, nu? Ca să am eu ar trebui să fac și eu o cerere să mă primească acolo. Trebuie să vorbesc cu un. Păi ca, să, ca, să primi, vorbesc ca să primești cu... o pensie de acolo sau de la aia de ziariști. Da. Ca poți să să-ți pensie. Deci trebuie să vorbesc cu unul din șomerie aia să. Chiar am scris acum o chestie, știi de, un, de unde se cunosc, că când te duci la târgurile de carte la Gaudeamus, știi că toți autorii care lansează cărți se cunosc între ei, de la coadă, de la oficiu de șomaj. Toți ăia se apucă și dau interviuri pe revistele alea de uh, scrise de, de adolescenți, știi, gen România literară și alte chestii. Și după aia spun, zice, ce poți trăi din scris în România? Zice, nu se poate, nu se poate, că românii nu citesc cărți. Băi, zic, eu trăiesc din scris, cum poți să-mi spui asta? Tu nu poți trăi din scris! Eu trebuie trăiesc din scris, asta e meseria mea. Scriu. Ai făcut bani din, car din carte? Da, i-am și băut. Adică i-am băut. Nu mai beau. I-am dat pe droguri. Ușoare. Legale. Gen zahăr. Cocaină, să... omule. <laughs> cred. Adică Această cred că era cocaină. este cu... un pamflet. Copii, nu este... O trebuie să o pui pentru 18+. Plus. Ediția da. asta e clar 18+. Plus. Adică cred că era cocaină. Că dacă nu consum cocaină, poate unul să-ți vândă zahăr. De unde să știi? Deci, hashtag pamflet în titlu. Fără că te de știi. cum e cocaina? Adică... Nu, nu știu. Păi și atunci, dacă vine unul și zice, bă, uite, ia cocaină, <laughs> nu, nu ai abia să știi. Aia trebuie să te duci când uite, vrei să tragi cocaină. cum e o travă de șoareci? Te nu știu, păi uite, cu... vezi că n-ai știut, trebuie să încerci. Te duci cu un prieten, dar trebuie să ai un prieten cocainoman care să știe. Cocainoman adică unul cu experiență în cocaină sunt prea mulți, am fost într-un club în Barcelona și a venit să mă întrebe o doamnă din Venezuela, nu știu unde era eraia pe acolo, care presta pe acolo și zice, coca, coca cum? nu vreau coca cola cocaină și nu? nu? tu ești singurul de aici nu vrei? care n-a vrut și mi-am dat seama momentul ăla că par polițist dacă mai stau pe acolo și m-am retras. Eu, mie nu mi se întâmplă asta niciodată, dar știi de ce nu mi se întâmplă? Nimeni niciodată nu mi oferă droguri. În Barcelona? Nic în România, dar A. știi de ce? Că dacă cauți pe Google polițist, e fața mea. Că eu sunt printre cele mai populare poze cu polițiști, că ne trebuia o poză cu polițist la TNR. A. Și am făcut polițist A. A. român. Și la un dat eram în fața lui Godina, știi? Și deci, el acum oricum de umblă de cu cagulă. Mă spargi cu niște pe care nu eram la zi cu ele. Polițist. Păi vină mă și tu în lumea era. Fără da? Polițist. Dau căutare cu imagini. Trebuie să fiu prin... Oh, oh uite-l oh, pe Godina. Godina. Uite-l acolo, ultimul. Da mă, polițist prin la furat. Ești, ești, pe rândul, rândul, de sus. Dar știi, știi, de ce? Băi, nu zic, m-am într-un bar Băi, într Băi, deci seara. ăia în America, cu interviul la între ferici, Ăla galifie ze ca deci când am făcut interviul -ale alea între ferigi, ăla între ferici, ăla e slab. Așa. N-are nimic în fața noastră. Ce să zic? Chiar și cu scriptul ăla pe care l -a făcut l-a făcut Obama, ca să iasă bine Obama. Da. Sper să nu vadă șapel podcastul ăsta, că se lasă. Ai mă, șapele, e bun. bun, șapele blană. Zici? -e blană. Mie îmi place șapel. Bine, deci Elon Musk. ce cu el? Elon Musk. Ce, ce, părere, făcut? ce părere în general despre Elon Musk? Știi? Play. Cum? Ce-ai zis? Ce-am mai făcut? Ce-a ce făcut azi? L-au prins știa că le-a făcut da. camere de hotel uh, în interiorul Twitter. A dat atât de mulți afară că sunt birouri goale și, și, -a, și -a, a pus pe acolo paturi și a amenajat ca, camere ca de hotel. Da, înainte că ne trebuia să facem o glumă și bine, o să apară până vorbim asta. A venit un coleg cu ideea și zicea prima a făcut, a dus paturile și azi a adus și lanțurile. Mm. Se i lege băia de... de... Da. De calorifere. Da, mă, nu știu, e amuzant. Ce, ăsta este uh, cel mai bogat... Uh, om, om din lume. Om cel mai bogat om în bani imaginari din lume. Nu, și pe Păi do sunt imaginari? <coughs> Aia e lui, da. Acțiuni și tot felul de chestii de-astea. Adică sunt foarte sunt... convertibil. Tesla la cea mai valoroasă companie auto și una dintre cele mai din lume. Nu să-i vândă, habar n-am. Bă, mie îmi place... Deci om, omul este un uh, pity barnum, știi? Este un, ăsta, uh, mai, mai mult PR și mai puțin. Bă, nu, omul e foarte deștept, nu, nu vorbi așa. Toți cei care au lucrat cu el spun că este competent, este un inginer competent. La ce? ce? La, la, din, la foarte multe chestii. Ce inginerie știe el să facă? Ce? Păi uite, spre exemplu, este, cum zic are... Nu, de ce domeniu? Nu trebuie să fin, e inginerie mecanică fină, electrotehnică. Este, este un in... integrator foarte bun. Deci este în stare să este... lucreze cu echipe complexe și să scoată produse care chiar zboară, aterizează înapoi, mașini electrice care chiar merg, o aplicație care chiar transferă bani pe internet înaintea vremurilor. Da, alea toate le-a făcut altcineva. Le-a făcut împreună cu alți oameni, dar dacă te uiți un, un pic... Sens, nu, eu zic, deci omul e foarte bun la mobilizat echipe sau ceva, exact. dacă vrei să zici da, chestia dar are că chestia asta... Și un pitibar nu știe să-și atragă atenția să... Eu nu cred că este doar uh, uh, mascotă, că nu-i nu merge păi, așa. dar nu e, nu e ceva rău în asta. Dar că dar dacă nu el e nu făcea pușul ăsta pe electrice, cu un stilul în care l-a făcut... Că Tesla ar fi construit și acum mașini electrice și nu le cumpără nimeni. Da. Dacă nu venea unul ca Musk să zică că toate chestiile care le-a zis, care poate jumate zreale, reale, jumate nu, nu contează. Altfel nu se ajunge la faza asta, știi? Eu să cred ia lumea că, că s-a se ajuns din cauza crizei energetice și oamenii chiar Că chiar le pasă de schimbarea climatică și imaginează că rezolvă problema cu mașini electrică, ceea ce nu e adevărat. Bă, nu-i pasă nimănui de schimbarea climatică. Da. În afară de probabil Apare la, în la schimbări, inclusiv pe Google în România. Inclusiv în România a ajuns preocuparea pentru nu asta climatice. crede Google, că -i... Google crede că nouă ne pasă de schimbarea climatică. Bine, bine. Mă știu, vrei să mergem pe terase un pic până centru? Băi, ai fost... Google îți arată interesele. Căutările. Da? 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 Hai să nu ducem până oraș să vedem târgurile de Crăciun câte beculețe sunt. Ești nebun la cap? Acum doi, în... ca Acu doi ani de zile făceam. Acum doi ani de zile făceam energie, acum tot se laudă cu câte becuri au pus. Bă. bă, anul ăsta se laudă un milion de becuri, 500 unii au făcut tot felul de artificii de si pește. Vrei să mergem pe terase prin Brașov să vezi câte sunt încălzitoare? Cui crezi că îi pasă de încălzirea globală? Nu te uita la omul ce zice și ce face. Cum spunea Batman. Nu ceea ce sunt. Uh, uh, is not what I am underneath, is what I do that define me. Total de acord. Păi, nu. No. Astea s vrăjele astea cu bă, ne pasă de ea și ne pasă de Ucraina. Bă, dacă îți pasă de Ucraina, nu mai finanța, nu le mai dai arme. Ce zici de asta? Cui? Ucrainilor. De ce? Ca să nu le mai dai arme și taie de petrolul ce? de la ruși. Ca să nu se mai bată între ei, să nu mai aibă bani niciunul nici Nu poți. Dacă le tai armele la ucraineni, ocupă rușii într-o săptămână. Așa. Bine, atunci taie petrolul de la ruși. E, durează până le tai petrolul, pentru că au De ce morte. îmi zice mie guvernul să nu mai iau de la Lucoel? Bă, ești guvern, dă o lege, A zis, guvernul asta? Nu știu, mă, îmi zic că... Eu, trebuie trec în fiecare seară pe lângă Gazprom, stația e tot timpul goală. Și apropo, dacă tot s-a pus embargo pe petrol, să și mă întreb, de unde se vor aproviziona Lukoil și Gazprom ca să vândă carburanți în România? De unde se vor aproviziona OMV ca să vândă carburanți? OMV vinde tot petrolul rusesc, ce dracu. Păi toată lumea vinde numai petrol rusesc în România. Tu ce crezi? Că aduc ăștia petrol din Arabia Saudită până aici? Păi toate nu, nu, sunt nu la fel. Mai extragem de aici, de la Ploiești, de la noi? A, aduce, mai aduc ăștia de la Rompetrol uh, Kazmunai gaz din Kazahstan? Extragem câte o canistră, două, poate, dar nu știu. Majoritatea petrol... și am auzit, am auzit că s-a găsit benzină direct rafinată în Jilava. Da, doamne ajută! Într-o spart. Băi, deci o grămadă de ăștia influență și oameni care spun, zice, bă, că nu mai trebuie să faci, păi știi ceva, mă, eu am statul român pentru chestia asta, că nu-ți convine, te rog, eu taie, bă, fă embargo pe toate chestiile rusești, nu mai lua petrolul și nu -mi zi mie, zi Germaniei, zi Slovaciei. I-au spus, nu mai ia, gata. Băi, cel mai, mai mare. S-a terminat, de pe 6 decembrie s-a terminat cu importurile de țiței rusesc. Uh, și a ci... și scăzut prețul pe bursă, sub 60 de dolari, cât au pus. Da, lafonul. deci uh, cât a durat un an și ceva de zile? Da. Cel Cred. mai mare importator de gaz în România, de gaz în UE, este o firmă care se numește Eustream. Da? da. Nu se făcea nici prin EU nici prin. EU este deținută jumătate de Pavel Cretinski, ăla care deține România Europa FM, de exemplu, și jumătate de statul Slovac. Și îmi spui mie, îmi -mi fac aia circ mie, vine Vlad pe la Europa FM să spună că trebuie să fiu împotriva rușor. Păi nu știu mă, spune lui patronul tău să nu mai importe gaz. Nu spune mie. Înțelegi? Uh -huh. Deci dacă vrem și nu, bă, mă rog, n-are el nicio vină că omul e un actor care interpretează rolul. Zip, vine vor să vorbească Germania și toți aceia care au trăiesc cu gazul rusesc și să-l interzică, să-l oprească, să nu Putem știu ce, nu să-mi că... să arunce mie în cap că zice, bă, eu nu fac nimic pentru el, zice, bă, are dreptate și eu, altul. zice, bă, voi nu faceți foarte multe. Da, mă, blochează-le. Are dreptate ma... Zelenski când spune nu faceți nimic. Stai, omule, că-ți dăm arme ca să vă puteți să vă mai bateți încă 50 de ani, dar între timp îi dăm bani și lui ăla. Că momentul de față asta se întâmplă, nu? Lui unul îi dăm bani mai dăm. și la altul îi dăm arme. Păi da, dar cum altfel să faci uh, mașini electrice ieftine pe care să le vinzi scump în Germania? Că trebuie energie pentru asta, boss. De unde e energie? Îți trebuie și... gaze. Cu gaze, mult. E, toată industria germană este puternică, energofagă. Am înțeles. Să le trăiască, dar să nu A... îmi reproșeze faza asta. Momentul de față, ce se întâmplă în Ucraina, putem vorbi? NATO se bate cu Rusia folosind ca ce o Dar Și nimănui nu-i pasă. Adică toți vorbesc. Una e să zică Tocmai de -aia trebuie să le zicem mersi ucrainenilor că le țin piept rușilor pentru că rușii altfel nu s-ar opri acolo. Putem fi de acord? De ce? Rușii nu s-ar opri în Ucraina. Ce țări a atacat Rusia până acum? Georgia și Ucraina. Și uh, dacă te uiți la ce vorbesc, acolo sunt pregătiți să uh, dea bombardeaua pe toate zonele de țări baltice, un pic peste Polonia. De a, când se întâmplă cu chestia Cureștiul. asta? De nu... la summit la NATO, când Putin a zis vin și vă bat dacă extindeți NATO pe această alianță defensivă. Și noi am extins NATO, după care ăla a venit și a făcut exact... Dar ce drept are el să ex... să interzică unei țări independente, nu suverane, știu. să facă ceva? Care e dreptul lui? Nu e problema mea care i dreptul lui să facă sau să nu facă. Dar din 2004, de cam de la ăla, de la NATO, de atunci, când, -a de când a... pe de aici? A? când s-a decis treaba asta, puteai zici, bă, extindem și nu mai lucrăm cu asta. Aha. Nu poți să fii și cu, știa, aia și cu sufletul în rai. Bă, trebuie să alegi una. Uh -huh. Deci ăla, ori e dușman sau, e dușman sau nu e dușman. Dar poate să lasă. Mm, poate moare, cum tot scria presa, că are cancer, ăla are cel mai interesant cancer. De cancer, tot felul de boli. Sau a are... ar căzut pe zilele trecute. Da. Poate Cine până se publică asta, poate și pățește ceva. Dar până la până, până, Kim urmă... Jong-un de câte ori a murit până acum? Habar Dar Putin oricum sigur e un dictator. Așa că măcar la noi mai fac rotație. Bă, am înțeles nimeni nu neagă că ăla e un dictator. Dar eu nu sunt la la țară. Eu am probleme cu ăștia aici. Unde? Cine? Tu știi că președintele României n-a dat un interviu de când e președinte? Da. Păi, nu, am, și... am, am, mai zis chestia asta de câteva ori. Cum se numește ăla? Deci cum numești tu țara aia în care președintele numește șeful partidului de guvernământ? Gen ce face Iohannis acum? Asta e problema mea. Când toată lumea zice, bă, Victor Orban e dictator, ăla e dictator, băi, lasă-i pe am pace, uite-te și la noi. Da, bă, dar n-au omorât pe nimeni. Cine? Ioanis? De unde știi? N-am văzut. Nu s-a plâns nimeni că a fost omorât. Dio. N-au omorât pe nimeni? Ia să ne gândim. Politicile deștepte ăsta în materie de energie o omoară sau nu o omoară pe cineva? Că el a numit păcățul, el a pus păcățul, el a pus poia. Ce zici? Au omorât sau nu? Până una altă, ne-am pățit ca în Ungaria, unde au rămas fără, aproape fără benzină. De-aia și să zică MOL că gata, sunt de rezervele la nivel critic. Iarăși, da. Din cauza și plafonării în, Și în Rusia, Putin e dictator și a aruncat doi doctori pe geam. Mai mulți de doi, lasă. Bine, și patru generali. Au, au fugit zeci de mii de milionari din Rusia, care au putut, și niște sute de mii prin Georgia da. și prin Kazakhstan. Tu înțelegi care era... Care de, de armată. Tu, tu înțelegi delirul mental care circulă în Europa... Mm. Când se discută despre Rusia, închipă ți așa, noi, românii, da. ne îmbătăm ca tine, facem catine tine de la nevărsie și declarăm război Bulgariei, da? Zicem, bă, gata, ne-am săturat pe ăștia și atacăm pe bulgari. Iar comunitatea internațională zice, drept pedeapsă pentru asta, confiscăm iahtul siriac de la Monaco. Bă, cam care crezi că o să fie reacția poporului în chestia asta? Deci, noi declarăm război Bulgariei, știi? Bă, și a se zice, bă, ei, și ei, acum vă mai dăm niște sancțiuni. Uh, Iohannis este un idiot. Și face meme cu Iohannis e prost. Bă, deci absolut toți din țară o să fie de acord, mă. Să zic că bă, să mergem și mai departe cu chestia asta. Dar dacă putem printr-un război să declarăm să confiște averile și la băieții aia de pe la Monte Carlo, nu? Asta a făcut comunitatea internațională și după aia îmi reproșează. Băi, trebuie să dăm niște bani. Păi, tu ce faci? Adevăr este că, din, într, într adevăr din ce am văzut, acum este o psihoză națională acolo în Rusia. U Urăsc tot vestul. Am înțeles. Și uh, au, ajuns, au ajuns ăștia de pe la televiziuni să ceară lui Putin și puterii să fie și mai duri. Așa. Și cumva am reușit, au confiscat averea la bogați, adică ăia săracii, tu zici, uite ce săraci sunt ăia în Rusia. Da, și ei află că Occidentul i-a confiscat de la bogați, că pe, Cineva trăiește, e atât de drogat în țara asta, încât are impresia că bogații sunt cumva iubiți de către săraci, știi? Stă cât un sărac și zice, auzi mă ce a pățit săracul ăla, cum îl cheamă, Solomodov sau nu știu, bucătarul Abramovici. Mă, ai auzit, da, i-au furat ăștia 3 miliarde. Au leu, Maică. Săracul. Ia, lu! nu. Și Abramovici, deci nu mai poate. Acum, gen. I-a blocat iactul în port. I-a blocat iactul în port și din. 14 or mai are două. Mai că Putin ăsta nu știu ce se face cu el, nu știu ce, cum ajunge. Da, este multă ipocrizie pe -o de părțile. Deci de Elon Musk n-ai nimic de zis cu Twitter, cu astea? Păi, nu. și ce mă distrează? Că toată lumea... Eu ți-am zis să, că mi se pare că omul e capabil să facă niște chestii și toată lumea așteaptă ca cumva să greșească ceva. Dar păi, bineînțeles, sau să... păi dăm de aia ne uităm la oamenii să... de succes, să vedem cum se împiedică. Să falimenteze, dar știi ce la faza cu Twitter-ul? Că him. el n-a cumpărat cu banii lui, a mai vorbit cu niște pretendea lui hiperbogați. Așa? Nu? Că a, vând -a asta... vândut, acțiuni de pe la A vândut, da, Tesla. a, a, a părut niște dăle în proces, că a vorbit cu nu știu care, i-a zis, bă, dă și tu două miliarde, să vă băgați și voi la cumpărat, că n-a cumpărat el. Uh -huh. Sunt câțiva. Și ăia, bogații ăia care au băgat fiecare câte un miliard, două, probabil că au încredere în el. Și a zis, da, mă, las că ăsta e bun ca să se ocupe de Twitter. Și acum, ce să zic? Dar vreo 10 hiperbogați din America au avut încredere să cumpere asta că l-au finanțat plus aia de la bănci și cam 10.000 de sparți în curp în România stau și se gândesc, bă, nu mă, că ăsta musc nu are nicio treabă, de ce varză, îți spun eu acum, de ce măci. Și zic, bă, dar totuși ăia sunt hiperbogați pe acolo care s-au băgat în afacerea asta, că nu e singur, sunt mai mulți. Sunt vreo 13 de ăștia, lasă mă că se duce, se duce de ăsta de gârlă imediat. Bă, du-te mă și plătește-ți între San Santor hea, și mă. Apple. s da. oameni. S și Apple cu publicitatea pe Twitter și data -alea. Dar America este un exemplu despre cum uh, și unii și alții pot să și să ia de gât toată ziua. Santor, ai, da, parcă în România e mai mișto. Știi cum rezolv foarte multă supărare de pe internet în zilele astea? Mm. Ceri oficiului de șomaj să se ocupe de treabă. Nu trebuie pe la fii atent. Eu am verificat și tu în loc să-ți cauți un loc de muncă, ai păreri pe internet, mă, du-te, mă, la muncă. De Dar... ce nu muncești? Deci, <fie> în top căutări în România, totuși, Ia i am bătut însă, este uh, nu pe Johnny Depp, ci pe Amber Hard. Ah, ce fain a fost aia, nu? A fost? În la un jurat pe ăla, băi, unul singur nu, avea, nu credea că acum vreo 2-3 ani ascultam, că mai ascultam podcasturi, era unul Adam Carolla, care spunea, zice, bă, eu nu cred, zice, l-ați văzut pe Johnny Depp, zice că Johnny Depp e cam un metru și un căcat, ăla nu poate să bată pe nimeni, nu a bătut pe nimeni, nu... Și plus că, că am văzut și noi pe aia în, uh, Aquaman, ca totuși are... Zice, e... astea sunt chestii inventate, aia e nebună. Zice, ăla nu bate. Zice, nu, odată că nu face asta și nu e violent. Adică ăla e cam caprins de dimensiuni. Și Zice, nu, n-are cum. Zice, mai sunt ăștia mici care sunt violenți, știi? Nu știu, boxeri sau așa. Ăla nu e nici măcar de la mic și violent. E un țânțar care e ok. Și Amber Hart chiar o ardea și cu Elon Musk. A, posibil. Nu știu. Sunt poze om. cu ei. Da, și a recunoscut. Sau Elon Musk? Mm -hmm. Musk a recunoscut. Da. Deci el s-a căcat în pat la și el. Oare e posibil? Știi că ăla zice că a găsit dacă n-a fost în Heard și s-a căcat la un Musk în cap la... în pat la Johnny Depp și toate astea din cauza filmului Pirații din care Caraibe 4 care a fost de căcat. Sau Transcendence care iarăși a fost. Am, a a fost okiuț. A fost așa pe toate locurile. M-a plictisit. Un pic, dar are o poveste totuși. A, pe mine m-a plictisit pe Elon Musk. Iau lui ăsta și femeie și mă și caclă ai pat. Bă, cum e posibil, bă, că atâția oameni să creadă chestia asta și să-l Este, să este foarte ușor să crezi chestii despre oameni și nu că mi-am ridicat o mie la fileu. Bă, dar chiar nu mă simt atât de nenorocit încât să mă ții... Uh, anyway... Ar trebui să um, fiu o tăporă. Deci, de Victor Orban, la Tusina, vorbim? Asta a fost amendat de CNCD. Nu, s-a autosesizat CNCD, după care a venit uh, Ceaba Astaloș și a spus că el nu se poate pronunța pe acest subiect pentru că el este de aceeași etnie ca Victor Orban și ar fi într-o oarecare conflict de interese, dar că instituția se va sesiza și la un moment dat, a dat un comunicat de presă că nu au uh, uh, jurisdicție ca să poată să-l amendeze. Wow! Și au dat seama că gen nu poți să-l amendezi pe premierul unei alte țări? În țara latine, da. <fie> Serios, asta este varianta oficială. Auzi, bă, dar dacă tu e amendă în Ungaria pentru conducere, auto nu se pune? Că nu stai în Ungaria? Îți vine acasă. Garantez. Deci noi suntem în Uniunea Europeană, da? Da. Deci dacă e amendă, că ai condus, că ai mers în Ungaria și conduci cu 100, 250, nu, nu tu știu -ai văzut cât, cât cozi erau la nădlac. Tu n-ai văzut câte cozi Bă, erau la Deci dacă eu o amendă, tu trebuie să o plătești, nu? Că vine România. Da. De ce n-ar putea ăla să-i dea o amendă lui... Nu știu. Poate... A spus că nu are jurisdicția asupra lui. s au autosesizat, au analizat, a spus că nu se poate pronunța. Nu s-a scurs nimic din CNCD pe durata evaluărilor. N-a întrebat nimeni din presă cum, cum merge evaluarea. Deci NCD e o instituție anti-europeană, da? Nerecunoscută european pentru că nu are jurisdicție. Poliția poate să dea amendă. Dacă îți dă amendă Poliția Comunitară din Ferez dar până una alta, pentru ești că... de acord cu afirmațiile lui Victor Orban cum că popoarele europene nu ar trebui să amestece cu străinii? Care străini? Popoarele străine, habar n-am. Băi, dacă aș fi fost de acord cu el... Nu te să dai cu părerea, dacă, dacă nu vrei. Nu te-am chemat să-ți dai foc. Am avut o prietenă țigâncoșă foarte mișto. Cred că I, se i -i am, spune i -am despre eu ei ungureica. că au venit din India. Eu am avut gagică unguraică. A, ah, am avut și o gagică unguraică. Ea care se spune că au venit din Mongolia. Iar eu nu am o problemă cu amestecul vraselor. Dacă arată bine, adică și dacă ai ce vorbi cu ea, e ok. Pă grasă și vergetur să nu fie, știi? <gătă> <gătă> știi ce zic, adică înțelegi. Nu, nu știu ce zici. Neg. Era mai fain dacă era micuțul. Că el zicea cuvântul cu P ca să facă umor. Nu, nu zice. Zice? Nu, nu neapărat. Nu știu. Bine, el când zice așa... Zi, râd eu de el. Când zice el așa, el o zice cu tot sufletul George. E vreunul din stand up care nu folosește... Habar n-am. Oricum, da, e ușor să duci în toate chestii sexuale. Am văzut că merge. Plus că sparge gheața. Și pe, pe, pe umor, acum din nou, ca să în afara asteriscului de pamflet. Unul din motivele pentru care am vrut să ne luăm un pic mai puțin în serios este că trebuie să le arătăm oamenilor că mai putem să vorbim și serios și neserios și să râdem și să putem să avem efectiv o conversație fără țintă, doar să vorbim. Da, Doamne. Deci mi-era frică că bași discursul la de TV de fiecare dată când mă cheamă cineva pe la TV, începe. Trebuie să ne mai aducem aminte, să fim un pic și să nu mai și zâmbim. A, căcăt. Da, dar. Hai, dacă... bagă și pe aia. De ce crezi că nu mai sunt bancuri cu bulă? De ce crezi că nu mai? Chiar de Știi ce... de ce? Nu. Pentru că trebuie să le explici poanta la oamenii Acum, foarte mulți oameni nu sunt foarte deștepți. Da, și uh, în public, cel puțin, suntem foarte civilizați toți. Ce puțin... Poate voi. Băi, nu arunc țigări pe jos, dar mai mult de atâta nu fac. Nu o să mă vezi cu steagul LGBT. Așa. Și dacă toti să vorbim despre uh, political correctness, mm. uh, ai auzit de Andrew Tate? Băi, ăla e o, e o chestie foarte nasoală. Știi de la ce pornește ăla? De la inceli. Inceli? Da, știi ce sunt inceli, Că toată lumea vorbește de ei. Nu, nu știu ce Aia, Andrew Tate e un dăsta care profită de oamenii care sunt revoltați împotriva femeilor, nu? Revoltați în general împotriva la orice. Și are tot felul de teorii din astea cu manevrele care se fac cu... Am înțeles că ele cumva, bă, ăștia la acuză că ar fi misogin, dar eu nu cred că e misogin. În afară eu, cred că doar, eu cred că doar profită de... El surfează pe valul ăsta de indignare că zice, boi, feministele ne distrug toată treaba și femeile trebuie puse la locul lor în bucătărie cu chestii cu care sunt de acord. ascultă aici. De Auzi, tu vorbești... Deci de... tu zici că locul femei... Ai zice, sau ar trebui să zicem că locul femei nu e la cratiță, dar uite-te, de când a plecat femeia de la cratiță, epidemie de obezitate, bă, peste tot, pe planetă. Păi și de ce nu merg bărbații la cratiță? Păi uite, merg. Și ai văzut ce s-a întâmplat. Lezma burger. Orice are încercat să-i să burgeri acolo. Ce ați fac, ma... acolo, zicea, fac niște Burger și fripturi O bă, salată femeia, măi, de crudități de porc. Au intrat bărbații în bucătărie. Au plecat femeile de la cratiță. Cratița a rămas nesupravegheată. Au intrat bărbații plin de graș peste tot. Și toți discută, dumne, cum să scopăm cu asta de epidemia de obezitate? Interziceți bărbaților să mai intre în bucătărie. Lăsați numai femeile acolo. Andrew Tate ăsta. Așa. Deci, băi, e o chestie care... Știm, știm ce sunt celii, da? Aia, involuntary celibate, da? Nu. De la asta pornește. În voluntul exerbet, adică băieți care nu -au, au acces la gagici. Da, ar vrea să, dar nu pot. Pentru că femeile sunt foarte selective și da. majoritatea se duc după bărbați de succes. Pentru că femeile sunt foarte selective. Dreptul lor. Da, de ce? Noi nu suntem la fel? Bărbații mai puțin selectivi. Depinde, da, în funcție de cât ești de beat. Exact. Da, și la ele e valabil. La băutură, da, dar și pe trezie, bărbații sunt mai relaxați, mai, dispu mai dispuși. În, în, inclusiv în societate, bă, bărbații în general se căsătoresc pe același nivel sau inferior. Femeia. Da, astea, în fine. Și bă, femeile caută întotdeauna mai sus. Ai de câți dintre oamenii ăștia care sunt în sel sunt căsătoriți sau în relații? Că aici e. Aici e problema, aici este. -ar putea ca, uh, aia de care se nu se vorbește. Da. Sunt oameni care sunt în relații. Deci stă cu femeia lui și nu, nu fac gestul. Sex? Da, sunt ori e, ori e în relație, ori e căsătorit cu ea și nu face gestul și ăla e tot mai nervos și de-aia îl vezi că ori face, ori are niște atitudini de astea super feministe în care încearcă să o impresioneze pe aia că uite dragă că eu sunt alături Mie mi îmi plac femeile în general, ai, ai înțeles ideea că îmi plac femeile, gen dezbracăte. știi că ăștia sunt aia bărbații feminiști sau devin foarte uh, nervoși Știi, pe o femeie care impresia că el refuză pentru că, nu știu, că au, fost prostite acum de feminism femeile, știi? Dar el refuză pentru că, în general, este genul de lache care face chestii de lache, nu se comportă ca lumea. Vrei să te placă femeia, trebuie să vii acasă mirosind a sânge și transpirație, e simplu. Nu? Nu să vii acasă mirosind a... Azi am stat la calculator și m-am certat pe internet cu trei fraiere. Doesn't work. Trebuie să vii de la muncă. Și dacă e posibil să punezi un animal, A, ceva. Să, să, să fi făcut să aduci produse acasă, să arăți că ai muncit pentru ceva, că ai făcut ceva altceva decât să te uiți la televizor să vorbești politică. Înțelegi? Uh -huh. Sunt foarte mulți bărbați care în momentul de față bârfesc. uite te pe rețele sociale, e plin de bârfitori. Uită-te aici ce facem noi. <laughs> noi suntem asta. noi poate vorbești tu de tine, dar eu azi noapte până în creierii nopții am muncit bă, e un am un secret turnat secret l -am, spus... am făcut în grădină e un secret pe care l-am spus și colegilor mei din mm -hmm. uh, comedie inclusiv din alte novele și zic, bă, fiți atenți niciodată nu mai spuneți că munciți zic, e un tip ne ducem acum la urmărie. trebuie să fie o șaormărie pe aici, suntem în București, da? Deci arunc la întâmplă, fac carahan cu cuțitul, știi? Unde se duce acolo e o șaurmărie. există deci, șa sigur, există acolo e un băiat, în toate cartierele. Deci e sigur acolo un băiat și la Brașov e una lângă mine. Iată. Uh, sigur acolo e un băiat care de, de când am început noi discuția asta a făcut 100 de șaurme. Fășurat. Bă, ăla a hrănit 100 de oameni. Ăla când se duce acasă, de dude, ăla nu e în cel. Înțelegi? Vine acasă, zice, ce ai făcut? Hrăni 500 de inși. Păi ce asta? Noi am discutat problemele importante ale omenirii, știi? Chestii de astea. Bărbații aia care devin recalcitranți că la ăștia ne întoarce, în care sunt în relație, ăia încep să-l creadă pe Andrew Tate, că trebuie puse femeile la locul lor și că trebuie să arăți că ești mai alfa în casă. Păi ai zis tu că trebuie să fii mai alfa? Da, asta e cea mai bună metodă. Vrei să fii alfa în casă? Ia-o Uite... de nevastă și fă un copil cu ea. Aia e cea mai Vrei să știi? Ai, ai văzut câți de ăștia au apărut acum despre cursuri de masculinitate și tabere da? de masculinitate? Oh, Spune da. o tabără de masculinitate. Tabără de masculinitate? ce e asta? Da, mă, sunt pentru tot felul de oameni care se simt, nu știu, bă, nu au testosteron. Bă, vrei să faci ceva cu adevărat bărbătește? Te duci cu aia în fața primarului, în fața unui om al legii și zici da, sunt de acord. După care te duci și în fața unuia care discută cu Dumnezeu. Deci ca să fie sigură și la bă, ești sigur? Da. Și după aia faci și un copil. Și mai, poate mai faci încă unul. Sau poate mai mulți. Și aia, aia, e, aia, masculinitate, aia, da. aia e masculinitate. masculinitate. e când e aia cu picioarele umflate, cu burta atâta, e trei noapte și zice, bă, știi ce am poft acum? Halva. Și tu... Te duci după halva. Te duci după halva și după aia când vine și zice așa și masculinitate înseamnă să stai lângă ea vreo șase-șapte luni cât pute pentru că după aia asta nu se poate poți trimite la facultate ca să Da, și în casă. după aia să stai și cu ăla și copilul tău, în general, mare parte în primii doi ani pute, că se cacă, transpiră, nu știu ce. Și, și în general copiii put. Așa, și femeia cât e gravidă și cât e uză tot așa, aia înseamnă masculinitate. Stai pe acolo și dacă nu-i convine ceva, tași din gură și zici, ba, merge mai departe, las. -mă. Cum e ciorba? Excelentă, draga mea, mai dă-mi o porție abură de masculinitate. Andrew Tate se duce și îi prinde pe fraierii aia. Să vezi. Și le spune că sunt fraieri dacă renunță la abonamentul de... Uh, cum îi spune mă? Hasler Academy sau cum îi spune? Nu? Hasler sau cum îi spune? Are un nume chestia aia. Ce? De le ia bani ca să învețe cum să facă bani din metode care sunt gratis pe internet. Da. Ce... Și cum bani. să fie masculi. Da. Vrei să faci bani? Deci să faci bani ca să faci bani. Te duci la bajou femeie deci toți cei care se uită la Andrew Tate, bă, vrei să faci bani, te duci la JOFM și cauți acolo. Cursuri calificare electrician. În doi ani de zile ești bogat. Câștigi mai nu, mult decât un ITist. Da. Și nu doar electrician. Instalator, zidar, zugrav, greșe faianță, orice. Orice care se poate lucra cu mâinile în momentul să se plătește mai bine decât în IT. Băi, deci în momentul de față un electrician poate să câștige cât un patron de firmă de IT. Da. Poate să scoară bani. Așa faci bani, nu Andrew Tate și cum... Și da, tu știi ce te apreciază femeia dacă ești electrician? Ai mai multe șanse să agăți ca electrician. Cu ce te ocupă? Uh, fac uh, criptoșmenuri, uh, referări, uh, femeile trebuie să... Am citit uh, trei Jordan Peterson, uh, unul peste altul, ah, oh, se plictisește. Și ce faci? Eu pot să strag trag niște cabluri prin pereții astea și îți ridic prizele la nivelul ăsta. Spun întrebătoarele în casă, în loc să ți le pun sus, ți le pun la nivelul ăsta, ca să fie mai ușor de aprins când intri și... Femeia i-au explodat chiloții pe ea. Dacă știi să faci o treabă de asta. Dacă știi să montezi un aragaz, deci la ea acasă și zici uh, cred că spicură ceva pe aici, dar se rezolvă. Acum nu mai folosim călți, folosim bandă de aia de silicon. Știi care e treaba? Teflon. Da. Da. Bă, uite-te, în filme porno, niciodată nu vine unul care e influencer la doamna acasă, vine un instalator. <laughs> sau un curier. Sau, sau nu zic. știu, de... -aia. așa erau pe vremea mea, filmele porno. Când te uitai. Când te mai uite Da, pe acum când te mai uiți. Nai. Ce să la filme porno când poți să te la emisiunea lui Capatos? E la fel de obscenă. Bine, deci am vorbit și de Ember Hard. Când te împaci cu Zoso? Uh, nu mă împac pentru că minte. Uh, taxa pe soare. Vrei să ai ceva despre taxa pe soare? Băi, ăștia bă, o să încerce să ne detaxeze în continuu cu ceva sau cu altceva. Am citit o chestie, uite, îmi pare rău că n-a fost mea și nu știu cine a zis-o, dar excelent om, a zis, zice, băi, tot ce trebuie să înțelegeți e că statul nu doarme, statul stă la pândă. <laughs> Știi? <laughs> de ce ai în momentul de față ăia da. a sau gândit și au zis, bă, bă, bă vreau statul... au pus ăștia pe case. Da. Deci, cum facem noi? Deci, exact ca un glob, Zice, Bă, trebuie să-i jefuim pe ăștia, că prea. Uite pe ăștia cum merg cu mașinuțele lor electrice. Deci, eu aveam o teorie că chestiile astea, știi de ce s-au scumpit toate fazele după ce s-a terminat pandemia? Nu. Deci, Supply chain. De, nu. Am... Lanțurile de aprovizionare, containere scumpe, carburanți, nu? Nimic? Nu. nu. Ah. Părerea mea e că oamenii... Ce ce facem aici la Chiristi? Noi nu știm adevărul. Spune-ne, deci, te mondială reptilie. sau ceva. Sau cum, oculta, oculta. Putem să-i zicem cum vrei, sau uitați și au zis, bă, ăștia, în doi ani de pandemie, nu au cheltuit bani. Știi că lumea da. cam stă pe acasă. Bă, ăștia au prea mulți bani, trebuie să-i scuturăm de bani. Dar asta e adevărat. Păi da, și trebuie să-i scuturi de bani. Nu, dar e adevărat ce Da, să nu e pamflet. Asta este chiar adevărat. Oamenii au prea mulți bani. Da. Pentru și câte marfă e disponibilă. Și a zis, au mult prea mulți bani, trebuie să scumpim totul, că trebuie să-i sărăcim, că dacă nu sunt săraci, nu sunt activați. Se duc da, au, da, așa au este, așa o, este. Banii dau bani la Andrew Tate. Tu l-ai văzut pe ăla cum vorbește? Da. Și când încearcă, eu mă uitam la ăla și zic, shit, că... am văzut la fratele meu la școală niște oameni care erau cam ca el. Ești nebun, cum poți să-l crezi pe ăla? Eu pe am făcut cu Lamborghini, o cunosc pe aia, am făcut niște treabă. Stai să vă zic eu care e chiar, acum ești musulman, acum -s... Păi ești un, măscăriș de ăla, dar prostește pe alții și mai frustrați decât el. Așa. În fine. Ce să zic? Deci... Au oamenii bani, știi după ce îmi dau seama că au bani? Că bagă bani în cripto. S-au uitat aia, zice, băi, fii deci sunt oameni care nu au zis, trebuie să mă, bage bani în biți, trebuie să-i jefuim pe ăștia până la sânge. Nu mai sunt oameni în cripto, sunt în păcănele acum. Deci mama... Sunt mult mai mulți bani în păcănele decât în cripto. În cripto este, este winter, este Bă, bear problema market. nu e că mama proștiului gravidă, ci că are și bani. Adică îi dă aia banii, ține. Cum dracu? Definiția recesiunii asta este că trebuie să le iei banii ca să se întoarcă la muncă. Asta e una. A doua chestie e că trăim într-o societate post Trăim într-o societate și de aici poți să adaugi orice. Trăim nu, dar acum, mă rog, tu ești bătrân, încă n-ai aflat, dar trăim în societatea în care reacția corectă la orice este, bă, mă, mă bei la o... Nu mai crede nimeni discursurile astea, toți sunt, știi, când vine unul și zice trebuie să fii, să muncești în firmă, să nu, mai bine, nu, nu muncesc. Am de, decis să nu muncesc de, de și de să nu fac building. nimic, să cerșesc pe stradă, să fac cripto de aia dacă vezi în România, deci aproape în fiecare zi afli câte o știre de unul. Om cu permisul suspendat, beat, căra două cadavre pe stradă, mergea cu o mașină fără RCA în timp ce fura lemne, știi? Îi întreb zici, bă, dar cum? Nu, nu rede că s-ar să existe. Da, a fost unul acum, știre recent azi, că unul prins la fura lemne avea permisul, uh, uh, era cu o mașină fără RCA și el avea permisul suspendat și mergea la fura lemne. Tu înțelegi că ăla a trecut, este post uh, societatea cu reguli. A zis, uh, a zis uh, Taleb că definiția adevărată a libertății este să faci ce vrei tu, indiferent ce spune puterea. Să fii un om liber. Băi, deci sunt oameni care au trecut. Știi că îl mai chem de aici, pe Emil, da? Pe Voica. Da. Acum sper să bagăți și eu cât agață el ca pare la astea. Salut, Emil. Adevăr, acum dă seama că se mănați. Sunteți prieteni? Păi e fărișorul meu, nu știi? Dacă știam, Vă, meu, nu ți-a Deci vorbeam cu ei. Știi când povestește el de fost frică să zic toate fazele alea? Lumea credea că ne suntem certați. Uite-te mă la... Uite-te la mine, uită te la el. Ce naiba. Știi că la tot povestește ce chestii se întâmplă pe la bă, închirier, că vine unul, ia da. mașină, o folosește la arat, altul da, folosește ca scrumieră, fără roți în Bulgaria. felul de... Da, da. da e, pe societatea de mă, bei la urmă mă interesează. Fuck you, muriți toți pleacă omul cu mașina din țară, să-ți duce, o fură, o dă la dezmembrări, te da. bagă la împușcărie, a, bagă, mă, ce faci, las că ies de acolo, o fac frumos în pușcărie. dacă nu fur și de acolo, nu mai contează. A terminat, tu ești singurul care, nou, Ai zis, să ia să fiu, după ce am fost prost, să mai fie... domnule, cer la, scuze -o că okay. ce Bine, am schimbă subiectul. Ok, am, tre am ba, de trebuie, trebuie să vin aici să spun de cinci ori că că sunt prost. Știm. <laughs> Știam amândoi asta. Că dacă eram mai deștept Și știi de ce spun asta? Că mm. noi ne recunoaștem între mai deștept... noi ca polițiști. <laughs> Hai, scoate ce subiectul următor. 3 2 1 și Simona Halep. Ah. Bă, am făcut uh... Câte, câte, a... știri, câte, câte știri ați făcut pe TNR despre Simona Halep? Când aveam emisiune la TVR am făcut la, nu la TVR, la Prima TV același lucru. Ba nu, diferența e că la Prima sunt mai puțin buni oamenii, profesioniști și n-au utilaje și patronul lor e Burci. Era Burci, acum nu mai știu cine. Am făcut-o de-asta cu Simona Halep după Daxos. Simona Halep, știi că totul mai vorbea de Simona Halep, tot, 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 tot. Eu știu cum am, am vorbit cu colegii și știu cum a intrat ăla în corp ei. Ea nu s-a dopat, dar știu cum a intrat dopandul. Totul lumea știe cum a intrat dopandul. Nu s-a dopat ea, s-a dopat altcineva. Știm cum a intrat, nu pot să spun, am zis destul de multe mizerii. Femeia e tânără și tot m-a divorțat. Gesturat. Da, și cel mai, uh, sau mă rog, asta este bănuia la oamenilor de pe margine. Cel mai urât, nu este gestul ăsta atât de urât cât... Uh, de este este ur atât de cringe încât nu are, este, are a, a, o ureche din trei. Nu este atât de urât. Două din trei. Mm. Cât nu este, este atât de până. urât cât toți aceia care se uită acum urât la ea că... Gen, s-a dopat, fac și eu ca Bill Burr, cu ce te afectează pe tine, mă? Știi? S-a, furat ție bani de acasă și tot. Presupunând că, într-adevăr, a luat, nu știu ce, a luat niște uh, niște dăstea care... Cum conserv... să mă, că din am auzit, zicea și David Popovici, Bă, nu știu. că îi testează tot timpul, ea prin surprinde, vin după ei, le iau cu probeta cu din astea. Bă, am înțeles, adică nu... Femeia a fost, nu, doi ani la rând, lider mondial. Bă, e posibil să fi făcut și gestul ăsta. Dar, pe de altă parte, cu ce te afectează? Sunt oameni care sunt supărați pe ea că a bă, ai topul performanței, a fost doi ani cea mai bună din lume la tenis, feminin. O grămadă de oameni care nu sunt măcar un an de zile bun, nici măcar la masturbare, Oporez și, domne, m-a dezamăgit-aia, cu ce te-a dezamăgit-mă pe tine? Ce ți-a făcut? De la tine? ce nivel vorbești tu? Da care este care e nivelul de pe care tu vorbești? Adică, dacă te uiți, știi, ăia care se pricep la tenis, antrenorii ei și bă, zice, domne, eu o cunosc, o respect pe fata asta, e tot în regulă, e nu știu ce, este o persoană așa, niciunul nu spune, dar cu tare care stă pe acolo, știi, CTP-ul, e dezamăgit. Bă, ce ești dezamăgit, mă? cum adică, cât ți a investit o acțiuni în Simona Halep, ți-au scăzut acțiunile la Ai, burs? ai stat acolo, ai ținut prosopul când se antrena Bă, dacă a reușit, fiadă, și dacă ar fi real, să zicem, să presupune că, într-adevăr, da, domne, s-a dopat, a băgat, nu știu, pă, a tras pe nas de la habar nu știu ce pastile ce pastile e, ce face chestia aia? Habar mă, nu mă pricep la pastile, eu mai mult de nurofen, nu știu nimic. Sau aspirină, nurofen și bă, mentosanele alea pentru gât, cum n-ai să numește. Uh, nu știu, alea. Tanto verde. Așa, ăla, ăla. Licheni. Nu știu la ceva, chiar dacă se dovedește. Da, mă, era dopată. A fost 2 ani de zile literal super. Ce, altă, nu se dopează? Băi, Serena Williams are brandul mai mare decât piciorul tău. Ce vorbim aici? Știi că era gluma aia cu surorile Serena că vorbeau între ele? Și zice, tu, am început să-mi crească părul printr-un loc unde n-am avut niciodată. Unde tu? Testicule. Știi ce zic? Ce-ți poate să dacă se... Aștept pamflet. Bine, a, ok, am vorbit de Simona. Uh, ideea care era? Practic nu-i treaba ta să te bagi în uh, meseria femei, nu? E, e ceva în genul ca la Delia. Bă, a fost, a fost tomonial? Da. M-a câștigat? Da. Te-ai bucurat când gen... M a câștigat? Când câștigat, da, ne bucuram. Când nu, era dezamăgire națională. A fost doi ani de zile, adică... Și dacă tot am ajuns la să fii halep, super bun la. Deci să fii cel de... mai bun din lume, bă, la un sport, 2 ani de zile în continuu, în, în zilele noastre, un sport fizic, în principiu. Au fost 2 ani de zile. Dar dacă tot este ne legăm de corpurile oamenilor, ce părere despre. In Injecțiile de slăbit, alea de diabet, pe care au început să-și le bage toți uh, ca să slăbească. Bă, eu cred că dacă lumea vrea să slăbească, trebuie să ocupe la sală să facă programul 5-5. 5 5, pe Google. 5 x 5 și gata. Dacă vrei să-l vezi, nu, nu... Slăbitul cu chimicale ca și cum încerci să faci mușchi cu Chimicale nu cred că funcționează. Uh -huh. Pe de altă parte. Știi că Simona Halepa la salatiera aia. Știi? Și mă gândeam că vineri la ea acasă, vine familia, nu știu ce. Știi? Și când vin musafiri cu dăstea, aduci și tu o tavă cu cozonac. Și în timp ce ei iau cozonacul de pe de pe tavă se dezvolte așa în ceți. Oh! Auzi tu, Simona, asta e aia care e luată la Wimbledon? Da, mă. Că n-are rost, adică nu văd pe Simona Halep să țină chestia aia în vitrină. Și e și păcat. În schimb, poate să servească cozonac acum când vin sărbătorile la oamenii care vin acasă. Avem să cu familia. Macedonia, ăștia am înțeles că cu familia. Sunt. Și cred că are mai multe de alea, știi? Adică poți po po să întindă pe o masă de asta. Poți să pune și să de bife, deci, deci wimbledon Australia uh, Australian Open, nu știu ce, știi? Să fie toate. Eu zic că e mișto. Adevără că este o metodă să-ți să completezi vesela să mergi la turneele astea. Bă, de obicei ai în casă niște tăvi, nu-ți pasă foarte mult de ele, corect? Da. Și dacă vin musafirii, alegi și tu tava aia care e curată și nu-i ce... Dar gândește că ai niște musafiri și poți să pui o tavă de aia, gen, Wimbledon. Pă! Lumea va vorbi, da? Zice, băi, ai fost? Am fost, da? Băi, avea o tavă. Niciodată n-ai niciun moment în care să vorbești de tăvile altui om. Și să pui mici. Niciodată n-ai vorbit de tăvile altui om. Se vorbește despre copiii Delia de și dopajul lui Simona Halep. Dar despre tăvile altui om, niciodată în viața ta n-ai vorbit până acum. Gândește-te. Asta e adevărată invidie. Dacă te duci. Inbic, dacă vei fi vreodată tăi. atât de valoros și termin cu misoginismul tău și ești invitat la Simona Halep acasă de, de, sărbători, vei putea la un moment dat să zici, băi, vorbești cu minora, zici tu, m-am dus la ea acasă, deci după ce am terminat cozonacul de pe tavă, știi ce tavă era? Ce? Era aia de la Wimbledon, bă. Bine, eu nu știu dacă la Wimbledon se dă o tavă sau se dă la una dintre aceste o tavă. Eu e o chestie pe care o Alții, dau un fel de frapiere, alții dau tăvine să nu știu. Salatiere? Arată ca și salatiere. Mă poți să pui salată orientală de aia. Știi, salată în orientală băf și una să fie cu, ceapă. Excelent. Una cu vin fiert. Știi că ăștia, apropo de droguri, știi? Majoritatea ăștia de publicitate bagă marihuana, dar eu nu știu că marihuana te face prost. De-aia apar tot felul reclame de astea slabe la salut, sunt Simona Halep și cu tigaia, cu dăstea. Când poți să faci o reclamă cu adevărat bună, că vine Simona Halep cu prăjituri și prăjiturile sunt de la Dr. Oetker! Când vrei să te băi, tu înțelegi? Și, și la sfârșit o vezi, dar acum suntem total în, în, într-un pamflet, da? O să zicem bucătărie și după ce termină tot, vede că i-a rămas o linie de, de zahăr pe masă. Așa. <laughs> Dr. Oetker, secretul prăjiturilor de succes. Da! Nu, dă-le, ha, 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 sunt în bucătărie cu mama și țin gaia ca... De ce așa au bătut joc? Ți-am zis, pentru că marihona te face prost. Da. toate e bine să fii prost. Eu am nu de... tot timpul, George. Dar că câteodată eu, eu, e bine eu... să te simți prost și de-aia trage marihona. Și atunci fac reclame de la aia, salut, sunt Simona Halep și... și și bat joc de ea, mă. Mi-a scăpat vreun breaking news de anul ăsta? Habar n-am. Mai contează? Oamenii care se vor uita până la final la chestia asta, vor putea da unsubscribe cu inima în păcată la uh, canalul tău de YouTube. Pentru că de ai vinte, ți de foc. Nu, am venit să-ți repede de vreo câteva nu-ți mai repet încă o dată. Bă, da, poți, da. trebuie. Ți-am repetat, am satisfăcut uh, astea ale maselor și, în principiu, împacă și cu ăla și nu vă nu. dați în judecata. Pentru minciună și calumnie nu. Nu iert. Deci pui și. Vă... Unul dintre noi a plătit cu bani chestia asta. Și cu. mult stres. Unul nu. Și acum, de soluție, este să vă stresați ochi până pentru ochi. la infinit. Ochi nu? pentru N-am început de la mine. O pentru ochi. Deci, soluția voastră este să continuați stresul. De ce? Dar eu nu-i pronunț numele în public. Este, este ca la Sauron. Dar îl dai în judecată. Da. Păi ca nu să, merită. ca să bă, Merită sau nu merită? Ce? Minciuna. Uh, pedepsită? Calomnia și minciuna? Dacă da. dacă îmi pedepsi minciuna, ești nebun la cap? Păi tare este toată presa din România. Ce faci? Mă? Corect. Păi nu că mă ocup și mai, câte, mai am, mai am câțiva care mă ocup. Și ce faci? Ne arestăm deci, toți am, am între noi? Am vârsta asta și mi-am dat seama că dacă nu... Pedepsești, o vor face în continuare. Dacă cauți numele meu pe Libertatea, pe Newsweek, pe TV Mania, pe toate site-urile Pământului, și o să vezi că peste fața mea, bă, peste fața mea au apărut reclame la cazinouri, au făcut uh, articole inventate ca să mai bagi niște afișări, că nu le ieșeau milioanele de afișări la cazinouri, să le ia banii deci la ei au, de publicitate. Au profitat de fața ta ca să facă bani? Da. Și au zis minciuni pentru chestia asta. Și nu, și nu mi s-a respectat dreptul la imagine, punctul de vedere, chestii genul ăsta. Adică, Bă da, trebuie să te obișnuiești cu noua ordine mondială, în care absolut, nom, așa aici. îi zice, nom, noua ordine mondială. Nom. 100% din uh, era o chestie, nu știu cine a zis o că zice, dacă vrei să afli cât de uh, eronată este presa, lasă-o să scriu un articol despre tine. Știi Ca să afli cât vor în presă, lasă-o. Să... Știi cine a fost primul jurnalist care a vorbit despre sponsorii mei în prima zi de scandal? <coughs> Tolontan. Da? De ce a avut nevoie Tolontan în prima zi când a și chestia aia să vină să spună care sunt sponsorii lui George Buhnici, Iată, care sunt firmele care pe îl plătesc Tolontan pe -are, mamă, are tată. Exact. Tolontan este atât, de, este atât de însetat de dreptate încât ar trebui să te dai în judecată tu cu el și el cu tine. Până ajungeți la dreptate supremă. Tolontan scrie Diferența despre el mine... când zice noi, libertate, am greșit și aici și Diferența ne între mine zic, și el este că și... eu nu i-am pronunțat numele în public. Nici de bine, nici de rău. Despre mine sunt zeci de articole, m-au sunat doi oameni de acolo ca să comentez eu părerile altora despre mine. Nu se înceară un punct de vedere în legătură cu informații pe surse din CNCD și alte asemenea pe care întâmplător le obțineau numai despre mine. Așa. Așa că nu mă porni despre dreptate și minciună. Împreună cu Tolontan. Oamenii ăștia nu se opresc decât dacă sunt opriți. E ca la Putin, mă friend. Așa, nu se opresc decât opriți. Deci eu sunt acum astronautul John Blackstar, care sunt atras printr-o gaură neagră, salvat de micul popor trobiț care trăiește în copacul Segar și, într-o parte, ești tu cu sabia stelei și, în partea e Tolontan cu sabia dreptății și doar împreună puteți face steaua puterii. În niciun caz. Deci ați putea să vă bateți la infinita. Nu, nu, stai puțin. eu fac asta de suficient de multe vreme. Eu fac chestia asta de pe vremea când Tolontan facea sport. Nu mai căuta dreptate, ci. Nu. Deci, toți banii aia poți să-i dai pe droguri. Și drogurile te fac fericit, pe bune. Cine spune că drogurile nu-l fac fericit, minte. <laughs> Ai oameni sub 18 ani care să uite la asta. Da. A să deci, puteți și după 18 ani pe, 2022 a fost unul dintre cei mai proști ani din viața mea și din punct de vedere emoțional, de sănătate și, de fi, și financiar. Și toți cei care au contribuit la chestia asta ca să facă niște bani în plus, Așa. își, își vor asuma într-o fel altă responsabilitate. Băi, știi de ce există iertare? Pentru că dacă n-ar exista iertare, n-am putea supraviețui pe planeta asta unul cu altul. O făcut, asta de la, e. Pe, pe cine am bătut, pe cine am furat? Nu știu, bidă be the better man. Uh, Dacă trebuie, trebuie să-l rog pe prietenul meu, Popo, să-mi trimită repede un citat din Biblie cu iertare, cu ceva, că eu nu sunt atât de... de da, te face De, de, de ce mai... nu te duci tu în fundul gol în pădure să te mănânci lupii? Băi, nu mă duc în fundul gol în pădure să mă încerc. Am avut o discuție Aș recentă cumva, și cu o persoană care m-a rănit nasol în urmă cu ceva timp. Mm. Nu zic cine. Nu e vorba de tine sau de... De, te, de, 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 de pe tine pe Păi, stai, las mă să termin. Deci am avut o discuție cu o persoană de asta. Atunci era mega supărat. dar acum am putut să stăm da. la o discuție, să nu știu ce, cu persoana respectivă. Și fără să zic nimic, s-a uitat așa la mine zice, zice, bă, dar tu m-ai iertat. Și se simțea bine, eu m-am simțit bine că mi-a trecut faza asta și a fost ok. Turința asta de răzbunare e gen un bolovan pe care o să-l car cu tine până când o să... Sunt oameni care m-au văzut jos călcat în picioare și au sărit și ei acolo. Că da, mai știu, mai eu bucățică de carne pe os. Da, știu, i-am văzut și eu pe aia. Hai, lasă. Hai, hai păi, să, am văzut pe să nu stricăm distracția. Gata. Bine. Da, fie. Deci că putem... După aia mă dă și pe mine în judecat. judecată. Păi, dă o judecată pentru se berile alea pe se care se ți le-am dat de mai păcălit distracția. că ne vedem. De ne-am văzut noi, de am povestit, și a rămas că facem ceva împreună și n-am mai făcut nimic. În caz că nu ți-am spus, eu sunt foarte leneș. Iar tu stârnești iritare printre mulți oameni că nu ești atât de leneș cât ar trebui. Recomandarea L mea la asta. este. Lucrez la asta. Ca din când în când. Să fii putoare, Să muncești mai puțin și să. gen, nu știu. Nu pot să-ți recomand, dar dacă te apuci de băut, berea TNR este o soluție bună. Este bere craft realizată chiar aici, în România, de către o echipă inimoasă. Deci, acum tu ești uh, uh, la zi juniorul la Spart care scrie reclama, nu? Bine. Uh, sunt recunoscător că ai venit și acum, încă o dată, în afara pamfletului, sunt un pic invidios pe tine pentru că, de când ne știm noi, pe ruși să mergi pe un alt fel de cărare. și e mare șmecherie să poți să o faci your way. Cred că de cele mai multe ori ți-a cam ieșit your way. Nu, sunt sigur că nu s a fost nici ție ușor și știu că nu ești fericit tot timpul. Dar e mare lucru să fii în stare să nu te iei foarte în serios. E mare lucru. Și apreciez chestia asta. Băi, eu, ce să zic? Fără mișto. Doamne ajută! <sus> Nu am eu un stick, am un stick care mai bună pe WhatsApp, dacă vrei. Decât am eu ajută. vorbesc foarte serios, mă. După un timp ajungi la bătrânețe și vezi că fazele alea cu Dumnezeu m au aceeași valoare de adevăr ca și alea cu... Bă, universul a pornit din nimic într-o explozie pentru că am calculat noi matematic schema asta. Exact aceeași valoare. Uh -huh. Ori să, să știi că s-a descoperit în 2012 că Pământul e centrul Universului. Și că mai zis ba la chestia asta, că dacă, dacă, se descoperă că Pământul e centrul Universului, el nu s-ar mira. Da, dar au descoperit-o fizicienii. Tura viitoare cheamă-l pe presură, că ăla e... Am, mai adus, -am, -am, făcut o chestie, să numea ghișeul întrebărilor stupide, mai fac, mai fac, una. L-am întrebat, spre exemplu, cum mănâncă cu furculița un, un, un dinozaur. Nu, ăla e, ăla e, și deștept și, și crede în Dumnezeu în mod real. Sau așa, a fost atacat pentru fazele astea. La un moment dat zice, oh, nu că ăla că e religios, dar întreabă-l de fazele astea. Bă, eu cred că Dumnezeu o să revină la modă. Dacă mă uit la Buzdugan și Morar, da, e super la modă. Nu neapărat în sensul ăla. Dar știi de ce e abordarea mișto cu ăsta, cu creștinismul? Că gen simbolul întregii povești este unul care este bătut în cuie. Și în principiu când te uiți la ăla și crezi că ăla a existat, nu mai poți să te plângi că te -a... Te-a jignit pe tine cineva pe internet. Ăla care crezi că e salvatorul tău a fost bătut în cuie. Da. În fine. ne am mai vorbit pe chestia asta că până la urmă ne place sau nu ne place nou, ne, ne declarăm sau nu creștini. Până la urmă toată construcția asta, Europa așa cum o vedem noi, este o colecție de sate și orașe cu biserica în mijloc. Și 10 porunci pe baza căreia s-a făcut sistemul juridic. Adică suntem, ca fundație, suntem creștini. Chiar dacă nu mai suntem practicanți, în esență de acolo toată structura vieții noastre, felul în care ne trăim viețile și ne organizăm societatea, tot de acolo. Adică... Dar noi nu mai suntem creștini. Nu în sensul ăla. Dar dacă... România, dar știi de ce? Știi că crezul zice, crede într-un Dumnezeu, Tatăl a În România lumea nu crede în Dumnezeu, ci crede în turism turismul ne va salva pe toți, pentru că dacă investim mai mulți bani în turism, vom avea mai multe foduri și va fi dezvoltarea României. Și. Turism și Uniunea Europeană, știi? În asta cred România. Și dacă îi întrebi, zici, aici. bă, ce crezi că ne va Mamă, salva? Mamă, deci cum ai reușit să mă aduci direct din, din, din altul cerurilor, mai ai adus din altul cerurilor înapoi cu curul de pământ. Băi, tu când ai ținut discursul ăla, din ora cu trei minute, că am reușit să nu mă iau în serios tu ai crezut în el, că dacă da. ai crezut în el, asta ți se întâmplă. Da. Că Chiar real. cu riscul de a mă lua și pe mine la mișto și de a fi uneori e suficient de caustic încât să mă da. enervezi. Bine, deci, din când în când, dacă crezi în chestia aia și dacă poți, din când în când, când ți se pare că o iei pe o pantă foarte serioasă... Știi că mă enervezi cel mai tare? Când scrii despre mine pe internet. Acolo mă enervezi mai tare decât în realitate. Bă, aveam niște idei, dar nu mi-au mers. Adică am, am propus la colegi ceva de genul. Mă gândeam, zic... În jurăturile sunt mult mai puternice pe pe internet. Ăsta, ăsta nu se oprește. Vreau să dau o chestie, zic, Buc nici nu se oprește. A apărut într-o reclamă în timp ce înfule ca patru cremi, creșmituri. <laughs> <laughs> nu știu, mă gândeam ceva, zic, băi, uite asta. Am mâncat o salată de beef de Știi omusic, că mă gândeam, mă gândeam să fac plocul. o, reclamă la niște săl de fitness, la niște din astea, știi, la niște habarnă salate. Da. Dar la niște puși de salată. Săle de fitness n-au nevoie de reclamă au nevoie să fie deschise. Știi ce mi se pare mie foarte tare? Spre subie, la noi față de orice altă țară, că de dimineață la șapte, când am fost la sală, <coughs> după ce am ieșit să mă dus, am să iau o cafea, știi că până la 8 nu se deschide nimic. Ce? În București. Până la 8 nu, de, nu găsești cafenele deschise. Ce fac cu oamenii care se trezesc mai devreme să se ducă să fie undeva la șapte? Mai, mai lucrează cineva de la șapte undeva? Și dacă nu te trezești la șase și te duci undeva pe drum, tu nu, nu se deschide de la șase? Sălile, da. Dar cafenele, chestii genul ăsta, adică în locul să să iei o chestie, o gustare, o chestie din mers, te să-ți iei sandwich să la tine. Băi, știi ce mă surprinde pe mine apropo de chestia asta cu fitnessul? ul hmm. Două chestii. Deci în pandemie, când era chestia aia, zice, aveai voie la sală de fitness, dar nu aveai voie la duș. Știi, erau oprite dușurile și, și la mă gândeam avea, avea, avea și, și mă uitam, deci era aveam panoul la mare cu spălați-vă pe mâini și după aia mergeam 30 de metri intram la aia la sală și era acolo nu vă spălați <laughs> știi că era interzis să faci duș că ce n-ai voie, era se pe că n-ai voie să faci duș bine asta e una și a doua chestie știi că sunt niște oameni care folosesc ca fitness alergatul, deci ai metoda lor de da. uh, întreținere care au genunchi ok, <coughs> Nici o problemă Uh, mie mi se pare ok, că cred că e cea mai ieftină metodă de a face un pic de sport, nu? și afară. Ce sunt eu surprins e cât de puțin sunt. Adică că yeah. mă uit la mine în cartier, nu yeah. știu. Sunt, uh, ce ah, să zic? Am văzut eu pe cineva alergând. 35 de, -a... de oameni, sunt, sunt, 20 de mii de oameni la mine în cartier. Cartierul e mișto, adică e, uh, știi cum e, e o pădure într-o parte, deal într-o parte, e foarte fiță. E sunt parcuri, sunt loc. Păi alergă vreo 15, <laughs> știi? Foarte puțin. Adică. Și știm că chestia asta e, e bună. Că dacă. Nu. Era chestia aia, că. Zice, bă, cea mai bună pastilă, dacă s ar o pastilă care să-ți dea aceleași efecte ca și ăsta, nu știu, exercițiu fizic ar fi cea mai bună pastilă. Că ar, ei, ar fi cea cum nu, e că dacă ar fi an... cel mai puternic, calmant. Da. Fără efect adverse. E mai puternic decât orice calmant. Da, că spune sângele în mișcare, că nu știu ce, că inima da, că suntem de pe locul întâi la bol psycho. de inimă și după aia, că, știi cum e, dacă stai tot ziua acasă, ajungi să fii grasă și cu verge turbo, omule. <gânguia> Înțelegi? Ți-am zis. De ce nu e atent? Ești atent? Am vorbit suficient. Gata, mă duc și o bă acasă. Suntem bine? Trebuie să trec și pe la meu să-l salut. Eftimie.net da. Eftim e pe Twitter Unde mai trolează din când în când Așa. Și TNR Adică Times New Roman Mulțumit că ai venit La mulți ani tuturor, vă mulțumim că v-ați uitat Încă o dată trebuie să-mi fac datoria la final Indiferent cine s-a uitat din ce instituție Din ce fel de centru ONG Pentru orice fel de categorie De orice fel Să înțeleagă că nu ne-am luat în serios aici Acesta, Acest podcast Este un pamflet Și trebuie tratat ca atare afirmațiile pe care le-ați auzit aici sunt ale celor care le-au spus și au fost spuse doar pentru divertisment. Adică dați-i judecată zis. pe aia care au vorbit, că așa se tratează pamfletul. Dar chiar avem nevoie de pamflete, să putem să vorbim despre lucruri serioase în glumă. Dacă nu vă place, ai umor în fiecare... Bă, Tot timpul pe internet. Duminică seara sau ceva, pe antena 1. sau sâmbătă, când e? Bine, Cam atât. Mulțumesc încă o dată, Ovidiu. Mulțumesc Ciao. și vouă. Le mulțumesc și membrilor care au cotizat ca să vadă acest uh, interviu în avans și să înțeleagă înainte care sunt știrile din viitor. Pentru că toată lumea o să-l vadă la momentul potrivit, dar membrii l-au văzut înainte. de aici zicem și mașina timpului, că de a plătești. Nice. Like, share și subscribe și până data viitoare, la mulți ani și mai bine!